Bună ziua, dragii mei! Ce oră este? Este ora dragostei. Astăzi vom tălmăci despre fosta iubire. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, o mie și una de tălmăciri. Dar stai, nu da repede înainte. Ascultă și aminte. Iubirea cea de mult uitată îți bate în poartă încă o dată. Dacă tu ai venit aici doar ca să ne spui că pe tine nu te mai interesează fosta iubire, scutește-ne de prezența ta. Dar oare ai venit aici pentru că nu te interesează fosta iubire? Sau poate că dorești să urmărești până la sfârșit? Va fi o tălmăcire interactivă pe zodii. Voi începe cu câteva precizări generale și vă invit să lăsați comentarii, dragii mei, despre poveștile voastre de iubire. Însă aveți în considerație faptul că nu toate persoanele dintr-o anumită zodie sunt la fel. Dacă pe tine te-a rănit un fost iubit sau o fostă iubită dintr-o anumită zodie, nu generaliza. Ne poți spune ce ți-a făcut acea persoană, dar asta nu înseamnă că trebuie să te adresezi zodie respective. Peștii sunt așa, leii sunt așa, spune fostul meu iubit a fost așa, pentru că așa este mai corect. Dragii mei, fosta iubire, fie că te interesează, fie că nu te interesează, ai venit aici pentru că, iată, vom face o analiză a acestor energii. O relație apare în viața noastră cu un scop. Oare ce ai învățat sau nu ai învățat de la această iubire? Oare dorești să o ștergi cu buretele din viața ta? Nu o veți putea face niciodată, pentru că odată o iubire ce se naște în inima noastră va rămâne acolo pe vecie. Relația poate să nu dureze, dar iubirea nu se poate șterge. Și de ce nu mai este iubire, se întreabă omul, dacă a fost iubire? Pentru că asta este venit pe pământ, ca să găsim și să pierdem și să regăsim iubirea. Fosta iubire, vom vedea unde sunt foștii voștri iubiți în acest moment, care sunt gândurile lor față de voi, cum ar vedea ei o eventuală împăcare și, bineînțeles, vom afla niște secrete pe care poate nu le-ați știut despre ei și apoi să vedem dacă ați învățat sau nu această lecție și cum plecați mai departe de acolo. Dacă doriți citiri personale, ofer consultații private, mă puteți căuta numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu. Acest link se găsește aici mai jos, este direct messengerul meu. Dacă doriți să-mi susțineți canalul, dragii mei, vă invit să postați comentarii cu poveștile voastre și nu uitați să vă abonați și să dați un like de apreciere. Abonamentul vostru este foarte important. Acestea fiind spuse, vom începe cu zodia Pești. Peștii sunt la Camizea întotdeauna primii. Zodia Pești, fosta iubire. Unde sunteți voi acum, Peștii, în legătură cu aceste sentimente față de foștii voștri iubiți? Și ce se întâmplă în viața voastră emoțional? Avem pajul de cupe, un pește vindecat, un pește care iartă, un pește care acceptă și un pește care păstrează o atitudine pozitivă. Pajul de cupe. Va spune întotdeauna o vorbă frumoasă, duioasă, plină de înțelegere față de orice persoană, față de orice fostă iubire, iar peștele este deschis. Fie că sunteți sau nu într-o altă relație, aveți inima deschisă, de plin de bunăvoință în această perioadă, dragii pești. Dar de ce sunteți voi așa? Haideți să vedem. Vedem o victorie în viața peștelui, o satisfacție. Poate că nu este de lungă durată, dar peștele este cu fruntea sus, este mândru de cine este el acum, fie că este sau nu cu altcineva. Iată un personaj care în sfârșit înțelege că nu-l poate răpune nimeni și că iubirea se naște în sufletul său. Și va rămâne acolo. Un pește vindecat, vedem, dragii mei, foarte bine pentru voi. O energie foarte frumoasă și sunteți chiar încrezători în forțele voastre ale iubirii. Și avem transformarea. Ce a fost, a fost și nu se mai întoarce pe acolo. Nu mai călcați. Un pește hotărât să nu se mai întoarcă la această fostă iubire. Atunci când a plecat de acolo, a închis definitiv ușa. Oare a închis definitiv ușa? Cel puțin așa a crezut și a plecat de acolo. Zen, peștele! Nu se mai gândește să se întoarcă la fosta iubire, dar cine știe?
Unde sunt foștii voștri acum? Ce mai face fosta iubire? Pajul de monede. Și ei au această energie a pajului. Iertare, prietenie. Vedem aici un pește care a făcut pace cu fostele iubiri și foștii iubiți ai peștilor și ei sunt ok în această energie. Uite ce frumos. Ați rămas oare prieteni cu foștii voștri iubiți? Unii dintre voi, poate. Sper ca toți să rămâneți prieteni. Cine știe? 10 de cupe. Cu toate acestea, ei probabil că sunt undeva foarte bine emoțional. Văd pe mulți dintre ei într-o relație. Cum depinde la care fostă iubire te-ai gândit. Pentru că aici cea mai importantă fostă iubire din viața peștilor sunt deja într-o relație, vedem. La casa lor poate au familie, au copii, dar au o atitudine deschisă, pozitivă. Și mai vedem temperanța răsturnată, uneori își pierd echilibru, uneori parcă simt că locul lor nu este acolo, parcă își doresc altceva, dar le trece repede. Mai departe, oare ce simțiți voi, peștii, despre o eventuală împăcare cu această persoană? Ce este în sufletul vostru și nu doriți să recunoașteți? Ia să vedem ce ne spune tarotul. O să-mi dea de gol sau nu? 8 de cupe. Ați fost fericiți în această relație atât cât a durat. Ați oferit foarte multă iubire. Dar când a venit momentul să pleci de acolo, pleci mai departe. Te mai ții în urmă, dar nu te mai întorci înapoi. Se pare că peștele, deși a avut ceva bun aici, își dorește ceva mai bun. Peștele nu este foarte supărat pe fostele iubiri, dar pleacă mai departe în viața sa. Avem forța răsturnată. Uneori simte o mare slăbiciune. Uneori simte că a făcut o greșeală. Simte că poate a luat niște decizii fără să gândească foarte mult, că nu a fost foarte puternic. Însă în momentul de față este puternic. Iată cum reușește peștele să treacă peste anumite slăbiciuni. Consideră că a fost dominat, a fost manipulat și își dorește mai multe libertate, își dorește mai mult entuziasm în viața sa. Nu mai permite manipularea și avem 5 de monede. Avem o karmă de părăsire la pește. Ori voi ați părăsit pe cineva, ori cineva v-a părăsit pe voi, dar această karmă de părăsire s-a cam repetat în viața peștilor de multă vreme. Și vedem relații care au durat mai mult sau mai puțin și cineva rămâne cu o pierdere foarte mare în sufletul său. Însă se vindecă și pleacă mai departe. Peștele nu recunoaște acest lucru. O mare rană și karmă de părăsire aici, poate în trecutul mai îndepărtat, nu neapărat cu această persoană. Vedem că s-au repetat aceste energii pentru voi. Ați trecut peste, să știți, peștii au trecut peste karma de părăsire, însă uneori se mai gândesc înapoi la aceste lucruri. S-au trecut, vedem că sunteți vindecați. Mergeți către mai bine, oricum, în acest moment. Vedem ce simte fosta voastră iubire despre o eventuală împăcare. Și avem aceeași carte. Nu este aceeași carte, este șansele de spade. Pentru fosta voastră iubire se pare că își doresc mai multă liniște. Își doresc să se limpezească apele. Nici ei nu sunt hotărâți să se întoarcă înapoi. Ei au plecat de acolo un pic mai stresați decât voi. Deși aveți o karmă de părăsire, vedem cum plecați în viața voastră cu entuziasm înainte pentru a găsi ceva mai bun. Ei parcă au plecat și nu doresc să se mai întoarcă pentru că le aduce un mare stres această relație sau gândul că s-ar putea întoarce la această relație îi stresează. Șaptele de monede în poziție răsturnată. Cine știe, doar dacă ar mai avea un interes să mai culeagă niște roade de aici, poate într-o bună zi s-ar mai întoarce, temporar, nu pe lungă durată. Și doar din interes dacă ar fi ceva acolo, de preț, oare ce. Și avem 8 de monede în poziție răsturnată. Este vorba aici că nu prea interesează pe partenerii voștri în mod special această relație cu voi sau să se întoarcă vreodată înapoi. Însă cine știe cum îi va duce valul vreodată, dacă ar fi să dați nas în nas, parcă n-ar zice nu. Nu sunt nici împotrivă, dar nici măcar nu se grăbesc aici. Și mai văd cum partenerii voștri parcă se uită cumva pe online, pe media socială, se cam uită așa să vadă ce se întâmplă cu voi. Cei care oferiți aceste informații, o să le iubiri se uită. Vă caută pe acolo, pe Facebook sau ce știu, pe Instagram sau ce mai sunt astăzi, că nici nu știu foarte bine. Voi știți mai bine media aceasta socială.
se va uita pe acolo după voi, vedem. Dar peștele, deși a suferit foarte mult, vedem că pleacă înainte cu entuziasm și parcă nu s-ar mai întoarce înapoi, pentru că nu mai vrea să aibă de-a face cu această karmă de părăsire și dorește o viață mai bună. Haideți să vedem ce vi se opune în această relație sau ce vi s-a opus la timpul potrivit sau în general. Tristețea. Foarte multe lucruri nu s-au opus decât orgoliile voastre, cinciul de cupe ne arată un personaj care nu dorește să treacă peste apa emoțiilor sale. O persoană care plânge foarte mult, tristă, pentru că și-a dorit iubire, dar nu a reușit să facă schimbările emoționale necesare, voi sau celălalt, pentru a se face unul pe altul fericit. Spunem aici că mai mult din niște prostii s-au despărțit aceste persoane, că relația ar fi putut să fie foarte bună. Nu au fost motive foarte, foarte puternice, decât orgoliile personale, ale cui. Șasele de monede, echilibrul, ar fi putut să fie o relație foarte echilibrată. Universul v-ar fi susținut pe amândoi. Iată, echilibrul dintre ceea ce dai și ceea ce primești. Dar oare atunci când nu primești în aceeași măsură în care dai, mai poți să fii fericit? S-a și dat, s-a și oferit în această relație, vedem, ne spune tarotul, însă cineva parcă nu a gustat foarte mult din aceste binecuvântări, din anumite chestiuni orgolioase. N-a recunoscut acest lucru. Șase de cupe în poziție răsturnată, este atașamentul emoțional, care aici nu prea a fost un atașament emoțional, doar temporar, atunci când ați fost împreună, iubirea a fost iubire și când s-a terminat, s-a și uitat de aceste atașamente, vedem cineva, nu amândoi, poate că cealaltă persoană, poate că tu, vedem pe cineva care parcă nu i-a păsat foarte mult, dar peștele a simțit o rană de părăsire, aici vedem foarte, foarte clar și a mai simțit-o și în trecut, în viața sa, vedem. Nu s-au opus foarte multe lucruri, cred că imaturitatea ambelor persoane și orgoliile s-au opus. În rest, relația putea să fie foarte bine și foarte echilibrată. Se vă poate ajuta în momentul acesta, în legătură cu fosta iubire, wow, doiul de monede. Trebuie să puneți, să cântăriți puțin aici ce ați avut în această relație și bune și rele, pentru că se pare că există totuși ceva de valoare care voi trebuie să luați cu voi. Doiul de monede este persoana care cântărește o situație. Dar oare de ce? Să revizuiți puțin aici valorile și să vedeți că totuși nu a fost chiar așa degeaba. Regina de spade, o femeie care trebuie să vadă cu claritate și să analizeze la rece lucrurile, să înțeleagă de ce s-a luat această hotărâre. Această femeie este cu inima închisă, rece, precum regina zăpezii. Regina de spade, femeia care va vedea cu multă, multă claritate și lumină mentală totul. Ești tu femeia pește? Sau poate ești bărbat și ai de a face cu altă femeie? Nebun răsturnat. Bufonul. Ceva îmi spunea și mie cu această pălărie și ești un bufon. Așa este. Eu sunt un bufon. Iar viața noastră este o bufonerie. Iată, regina de spade vede bufoneria acestei relații la pești cu fosta iubire, indiferent cine este această femeie în relație tu sau cel cu care ai voi de-a face, va vedea toate bufoneriile, toate prostiile care s-au făcut aici și probabil că va trebui să cântărească și să înțeleagă anumite lucruri, cine a fost imatur, ce trebuia, ce ar fi trebuit să se facă în situația respectivă, pentru ca să nu se mai repete greșelile. Iată, ca să puteți obține ceea ce doriți, trebuie să învățați anumite lecții, dar dacă sunteți femeie, trebuie să vedeți cu claritate bufoneriile pe care le-ați acceptat în această relație. Ce nu știți despre această fostă iubire? Magicianul! Ați fi putut să aveți un nou început la un moment dat, dar ați ratat această șansă. Oare unii dintre voi mai puteți avea un nou început? Se pare că deocamdată nu alergați unul față de celălalt sau unul spre celălalt, să spunem așa. Dar magicianul ne spune că ați fi putut face o minune. De ce l-ați făcut-o? Ce elemente v-au lipsit? Nouăle de cupe. Cineva nu și-a mai dorit să fie în relație odată ce și-a dobândit libertatea. Ar fi putut să fie. Nu a fost îngrădit de ceva anume. A avut libertate să facă aceste alegeri. Și alegerea a fost să nu se mai lege la cap.
Ceva și-a dorit să-și facă de cap aici, dar a avut ce trebuie. Și avem 7 de cupe. Confuzie emoțională sau poate prea multe emoții pe care cineva nu le-a înțeles. Ce nu știți despre această relație, foarte multe secrete nu sunt, dar emoțional a fost o mare de emoții, așa poate prea multe emoții cât poate cineva să ducă. Cineva și-a dorit libertate. N-a vrut să facă această șansă, ar fi putut foarte ușor să meargă cu această relație, dar spus de ce să vă obosesc eu? Rezultatul. Ați învățat sau nu ați învățat lecția? Forța, cu siguranță ați învățat această lecție. Forța reprezintă vindecarea pentru pește. Cine manipulează pe cine? Cine controlează pe cine? Iată că ați învățat să nu vă mai lăsați controlați. Luna, sunt secretele. Există oare niște secrete pe care le purtați în sufletul vostru în legătură cu această fostă iubire? Cu toții purtăm aceste secrete, dar voi le purtați foarte adânc în sufletul vostru. Lucrurile ascunse, oare vă gândiți pe ascuns la această persoană? 8 de spade, cineva iese dintr-o închisoare mentală, cineva își cunoaște drumul, cineva înțelege adevărul. Iată cum peștii și-au învățat această lecție și privesc înapoi cu multă melancolie, ne arată luna, dar și cu claritate mentală. Iar peștele este foarte, foarte puternic. Asta a fost pentru pești, dragii mei. Mergem înainte. Următoarea citire este pentru berbec. Berbecii, fosta iubire. Te mai gândești la fosta iubire sau nu? Dacă nu te mai gândești la fosta iubire, închide aici, n-are rost să te uiți. Puneți comentarii despre poveștile voastre de dragoste, dar cu respect față de zodia berbec, pentru că nu toți berbecii sunt la fel, fie că sunt bărbați sau femei. Vă vedeam în această tălmăcire unde sunteți voi și unde sunt fostele voastre iubiri sau persoana la care vă gândiți în acest moment, care este energia dintre voi, cam ce gândește fiecare despre celălalt sau dacă se prevede o împăcare. Nu neapărat că vreți să vă împăcați, dar ce ați simțit despre eventuală împăcare. Ce vi se opune sau ce vi s-a opus și să vedem dacă sunt lucruri care nu le-ați cunoscut la vremea respectivă și dacă v-ați învățat lecțiile, bineînțeles. Berbecii, energia voastră, aveți 6 de cupe. Atașamentele emoționale, sufletul pereche, de aici un berbec care poartă în suflet foarte, foarte multă iubire. Pentru cine o purtați, fraților? Pentru cine? Pentru că, bineînțeles că o fostă iubire nu mai sunteți, dar sunteți persoane pozitive care înțelegeți dragostea la anumit nivel superior și în sufletul vostru atunci când cineva intră, nu mai poate să iasă de acolo. O iubire care a fost iubire rămâne iubire. Berbecul înțelege acest lucru. Este un berbec care pune foarte mult preț pe sentimentele sale. Avem turnul răsturnat în viața berbecului, se reclădește ceva. Mai vedem persoane care poate că s-au reîntâlnit cu altcineva sau creează o relație în momentul acesta. Nu este vorba despre fosta iubire, este vorba despre viața voastră care reclădiți ceva, dar aveți un suflet melancolic. Atașamente mai sunt și vedem regina de cupe. Femeile berbec, se pare că în această perioadă găsesc dragostea, sunt îndrăgostite. Dacă nu ești îndrăgostită, se pare că spre tine se îndreaptă o dragoste. Dacă ești bărbatul berbec și nu mai ești în relație cu fosta iubire, probabil că vei găsi o altă parteneră care te va iubi foarte mult. Poate te va iubi mai mult decât fosta iubire. Și femeile și bărbații berbecii sunt pe cale să reclădească o chestiune emoțională foarte sensibilă, foarte frumoasă. Unde sunt foștii voștri parteneri în acest moment? Și la cine te-ai gândit ca și fostă iubire? Unde este fosta ta iubire? Ei sunt triști. Spre deosebire de voi care sunteți împăcați emoțional, sufletește deschis spre o nouă iubire, fosta voastră iubire sunt încă triști. Se gândesc la aceste cupe răsturnate. Ar putea foarte bine să se uite într-o altă direcție și să-și vadă de drumul lor, să treacă peste anumite orgolii și să fie foarte bine emoțional. Dar oare ce se întâmplă în viața lor? De ce sunt triști, foștii voștri iubiți?
Căiul de monede în poziție răsturnată, unii sunt triști din cauza locului de muncă, din cauza banilor sau din cauza unor parteneriate care probabil că nu merg așa cum și-au dorit, ar putea să meargă mai bine, dar ei se concentrează pe aspectele negative. Și avem 10 de bâte răsturnat, viața lor nu este atât de grea. Nu sunt atât de împovărați pe cât își imaginează ei că sunt. Trebuie doar să facă un pic mai mult efort ca să scape de aceste greutăți. Ce simțiți voi, berbecii, cu adevărat? Despre o eventuală împăcare nu înseamnă că vă veți împăca. Este o citire de tarot, citim energiile. Regia de bâte, dacă sunteți femeie, simțiți pasiune față de fostul vostru iubit. Ați mai merge să faceți amor cu fosta voastră iubire. Nu-i așa? Amor în dormitor și cam atât. Dacă sunteți bărbați, această femeie a fost pasională. Și recunoașteți acest lucru? Deci, berbecul, pasiunea simte față de fosta iubire. Asta este. Fosta iubire pasională, rege de cupe răsturnat. Femeia foarte pozitivă, foarte pasională și bărbatul este răsturnat în emoțiile sale. Dacă tu ești femeie, simți față de fosta ta iubire pasiune. Dacă ești bărbat, ești întors pe dos emoțional, deși această femeie a fost așa șmecheră și plină de zvâc, să spunem, se pare că tu emoțional parcă nu mai vrei să mai ai de-a face. Este prea mult pentru tine dacă ești bărbat. Dar dacă ești femeie, de ce nu? În dormitor odată te mai duce fosta ta iubire. Dacă ești bărbat, nu, că te face să suferi. E prea mult, așa. Și luna. Luna reprezintă secretul care îl păstrezi în inima ta. Un bărbat sensibil, un bărbat care poate nu a fost foarte matur emoțional, dar, iată, în inima ta este un secret. Te mai gândești, poate, cine știe, poate să mai vindecă acest bărbat, poate îi vine mintea la cap și poate îi se trezește inima odată și te vei gândi așa, tu, în această speranță, dar o ții în sufletul tău, este un secret la care te gândești, numai tu, probabil. Probabil că nu faci public acest lucru. Vedem cu berbecul se gândește în secret. Bărbatul mai puțin, cu mai multă teamă, femeia mai mult, cu mai multă pasiune. Ce simte fosta iubire despre tine are o karmă de părăsire, fosta ta iubire. Cine pe cine a părăsit în această relație? Cineva suferă. Vedem cum fosta ta iubire nu prea dorește să se mai întoarcă în această relație, pentru că, iată, ei ori au fost părăsiți, ori au părăsit și această karmă de părăsire îi afectează foarte mult. Dacă v-au părăsit ei pe voi, se simt vinovați. Dacă i-ați părăsit voi pe ei, suferă, fraților. Și au suferit foarte mult, mai ales dacă sunt bărbați. O femeie a berbec a părăsit un bărbat, bărbatul acela suferă. Bărbatul a părăsit pe femeia berbec, femeia nu prea suferă. Zice, lasă că m-aș mai duce odată cu el. Cine știe? Carul triumfal. Berbecul, foștii voștri iubiți, nu mai doresc să treacă prin un asemenea eșec. Deci, dacă s-ar mai întoarce vreodată la voi, v-ar reproșa, v-ar face cap cu calendar și v-ar pune să promiteți că nu se mai repete acest lucru. Și probabil că acolo avem cinciul de spade, probabil că n-ar merge această iubire pentru că apare agresivitatea în comunicare și foarte, foarte, foarte multe reproșuri v-ar aduce aceste persoane. Ce vi se opune în energia voastră, între voi și fosta voastră iubire? Împăratul, un bărbat aici care el nu se poate trece peste acest bărbat. Da? Un bărbat. Ori se opune un bărbat din afară, ori este un alt bărbat care poate s-a băgat pe fir în această relație. Ori este chiar bărbatul din această relație se opune relației. Dar de ce se opune bărbatul? 10 de monede răsturnat, parcă nu își găsește locul său în această relație. Și mai vedem puțin cam materialist, poate aici, sau nu a dorit să investească foarte mult, sau nu a dorit să-și pierde resursele. Vedem casa, resursele, banii pe care acest bărbat nu a găsit de cuvință să le investească, sau nu le-a avut la momentul respectiv. Proprietățile la unii dintre voi, casa se opune. Casa, n-ați avut casă sau nu v-a plăcut casa. Și avem optul de bute răsturnat. Vedem aici o lipsă de puterea de a schimba ceva. Vedem un bărbat super încăpățânat, fie că ești tu, fie că este cealaltă persoană cu care a avut de-a face, foarte încăpățânat acest bărbat, parcă nu a dorit
să investească aici și putea să facă mult mai mult în această relație. Dar de ce n-a dorit? Ce vă poate ajuta pe voi față de această relație este pajul de spate, o comunicare care se spune pe față lucrurilor, domne, să se știe ce se întâmplă acolo. Lipsa de comunicare ne duce în eroare. Deci ca să vă puteți liniști în legătură cu fosta iubire, ar trebui comunicare, steaua, adevărul să se spune pe față, pentru că, iată, steaua reprezintă destinul nostru. Dacă destinul a fost așa să fie, să nu mai fim împreună, cel puțin trebuie să cunoaștem adevărul. Care-i treaba aici? Cum simți? Ce ai simțit? Ce ai făcut? Trebuie să se ceară iertare? Sau ceva are o karmă de părăsire aici, vedem? Și avem patul de spade. Nu este comunicare. Comunicarea între cele două persoane, din păcate, este sub orice critică. S-ar cere comunicare. Să știți că v-ar fi mai bine dacă ați comunica cu această persoană, dar se pare că cineva nu dorește. Sau poate face doar așa de ochii lumii. Nu dorește să intre în amănunte în această comunicare. Ce nu știți sau ce n-ați știut în această relație? Regea de monede. Femeia a dorit să investească și și-a dorit foarte mult o căsătorie, iar bărbatul nu și-a dorit acest lucru. Șasele de monede. Femeia a făcut tot posibil în această relație. Vedem un echilibru. A dat foarte mult. Poate că nu a primit în schimb la fel de mult. Da, s-a luptat până la epuizare această femeie. Poate ești bărbat și spui că nu este adevărat, uite că nu știi. Acesta este lucru pe care nu-l știi. Dacă tu ești femeie, poate că nu știi că ai făcut foarte mult în această relație. Nu-ți dai seama. Ți-ai învățat lecția sau n-ai învățat-o? Ia să vedem ce spune tarotul. Forța, ți-ai învățat lecția și berbecul și-a învățat lecția. Forța înseamnă vindecare, stăpânirea situației. Foarte bine. Se pare că nu mai ești aici supus nimănui, nu mai dorești manipulare, 10 de cupe, bravo ție, pentru că iată vei fi fericit, te-ai vindecat și vei fi fericit, ești, pășești cu pașii către o mare stabilizare și cavalerul de spade răsturnat, cu toate acestea, uneori ai o scăpare, te apucă nervii și vorbești în gândul tău și reproșezi foarte multe acestei persoane, deși parcă spui, lasă că sunt bine și că nu mai mă interesează, uneori te apucă nervii. Te cerți în gândul tău cu persoana respectivă, după care te concentrezi pe viața ta și mergi mai departe și ești zen, pentru că se pare că în viața ta va intra iubirea foarte curând, dacă nu a intrat deja. Și asta a fost pentru berbec. Mai departe. Următoarea zodie este Taurul. Fosta iubire pentru tauri. Unde sunt ei acum și unde sunteți voi, energia voastră, în paralel cu energia lor. Bineînțeles că este o citire în scop de divertisment. Nu trebuie să luați ca atare acum să vă, că vă spune cineva să vă împăcați cu ei. Știm că poate nu doriți să vă împăcați, dar este o citire subtilă. Pentru că fiecare dintre noi, la un moment dat, ne gândim la fostele iubiri. Haideți să vedem dacă tot ne gândim în secret, facem și o citire de tarot pe acest subiect. Taurii, unde sunteți voi acum? Unde sunt fostele voastre iubiri sau persoana la care v-ați gândit, ce vi se opune, ce puteți face ca să fiți mai liniștiți în legătură cu asta și dacă v-ați învățat lecția. Energia Taurului. Avem o karmă de părăsire, cinciul de monede. A mai căzut și la alte zodii. Se pare că este o carte populară în fostele iubiri. Cinciul de monede ne arată un Taur care încă se simte o victimă față de această relație sau în general în viața sa, uneori aveți senzația că ați fost nedreptățit și parcă nu ați avut de ales. Nu a fost alegerea voastră. Dar oare cine a ales pentru voi? Întotdeauna trebuie să ne asumăm alegerile ca să putem să mergem mai departe în viața noastră. Totuși, Taurul simte imposibilitatea aici. Nu poate, nu există logică. Cum să-mi asum acest lucru? Are o mare karmă de părăsire aici. Se simte lăsat pe din afară. Cinciul de bâte. Se simte încolțit, se simte îmbrâncit, parcă nu-și găsește drumul, Taurul, în fostă iubire. Vă mai afectează oare? Pajul de monede. Își dorește o iertare, își dorește o împăcare, își dorește persoane binevoitoare în viața sa, nu cum a fost fostă iubire. Să vedem mai departe care-i treaba. Dar Taurul se pare că nu este încă foarte vindecat sau poate că nu și-a găsit liniștea pentru că, iată, a fost lăsat pe din afară și nu a fost alegerea sa.
Dacă tu ai ales să părăsești pe cineva, probabil că te simți vinovat sau ai o apăsare pe sufletul tău în legătură cu acest lucru. Dacă ai fost părăsit, cu siguranță nu ai trecut peste. Unde este fosta ta iubire, el sau ea, în momentul de față energetic, paiul de bute? Ăștia se duc înainte, frate, sunt pregătiți pentru o nouă relație. Dacă nu sunt deja într-o nouă relație, ei sunt cu fruntea sus, nu prea au griji, așa cum aveți voi, și se uită într-o altă direcție deja. Mai vedem cum flirtează cu alte persoane, depinde de situație. Șoaptele de bâte în poziție răsturnat, cam umblă din floare în floare, sunt deschiși către orice, nu ceva serios neapărat, dar ei se dau după cum bate vântul vedean. Și avem cinciul de cupe. Câteodată, totuși, hai să spunem așa, îi mai apucă și tristețea. Se gândesc de ce nu sunt bine, de ce nu reușesc să aibă o relație ca lumea în viața lor. Păi de ce? Pentru că, iată, reumblă din floare în floare, nu și-au găsit încă locul. Când le place, când nu le place, sunt ușor instabili foștii voștri parteneri. Dar se vor vindeca și ei. Ce simți tu cu adevărat despre o eventuală împăcare? Știu că nu vrei să te împaci, dar în sufletul tău câteodată te mai gândești la asta, nu-i așa? Cinciul de cupe, aceeași carte. O tristețe, parcă spui că nu. De ce să mai mă împac? Pentru că prea multe mi-a făcut și nu mai vreau să sufăr. Îmi doresc ceva mai bun. Ai putea să te împaci, dar dacă ai trece peste foarte multe orgolii și ar trebui să aștepți, să accepti multe lucruri care nu-ți convin, iată, ești trist. Nu este ce trebuie această fostă iubire. Și probabil că dacă s-ar întâmpla o minune, această persoană să-ți ofere ceva care ei nu ți-a oferit, poate, cine știe. Avem marele preot răsturnat, ceva în principiile tale nu corespund cu principiile acestei persoane. Nu se potrivesc principiile voastre de viață și nu ați putea să ajungeți la o căsătorie. Probabil că v-ar supăra și v-ați întrista din nou dacă v-ați împăca cu această persoană. Și avem patrul de spade preferat, să stați deoparte, taurii. Asta este, dacă nu merge, nu merge și vedem și lipsă de comunicare. Dar undeva așa câteodată vă mai gândiți. Ce gândește fostul sau fosta despre o eventuală împăcare la taur? Avem steaua, nu se știe niciodată unde te duce destinul, spune fostul sau fosta voastră parteneră. Nu se știe niciodată. Și mai ales că ei simt așa se mai gândesc și la momentele de intimitate, vedem, steaua înseamnă intimitate. Patrul de monede răsturnat ar renunța la ceva pentru voi, dacă ar fi cazul. Dacă, spunem așa. Deci cam asta simt ei despre o eventuală împăcare, pentru că au simțit o plăcere în intimitate, ar renunța ceva doar ca să vă mai aibă în intimitate, vedem. Și avem doiul de bâte, dar se află la o răscruce. Oricare este această răscruce? Sunt ei cumva între două situații? Ca să vină către voi, trebuie să schimbe direcția pe care au pornit-o în viața lor, trebuie să o ia pe altă cale. Oare ar fi ei capabili să facă acest lucru? Se pare că se duc și se întorc, se duc și se întorc. Cam asta este energia lor față de o eventuală împăcare. Dar se gândesc la momentele intime. Ce vi se opune în această situație? Avem Regele de spade, este un bărbat categoric, nemilos și care, din punct de vedere emoțional, este indisponibil. Un bărbat trezit mental, dar un bărbat care nu se lasă sedus aici, rege de spade. Cine este acest bărbat? Ești tu? Este fostul tău iubit? Sau este poate altcineva din afară care se opune acestei iubiri? Cavalerul de monede în poziție dreaptă, o persoană care nu se clintește din loc și care nu dorește să se schimbe. Se opune acestei iubiri. O încăpățânare foarte mare și avem Marea Preoteasă în poziție răsturnată. Îi este teamă de o anumită expunere, de o anumită dare pe față a anumitor lucruri care poate au fost ținute în secret aici și nu se doresc date pe față. Este un pericol că s-ar putea arăta anumite lucruri ascunse aici. Și această persoană nu dorește, sub nicio formă. Mai ales dacă este bărbat această persoană.
Se vă poate ajuta în această situație judecata de apoi, o nouă oportunitate. Nu se știe niciodată la judecata de apoi, poate că veți vedea cu adevărat rostul acestei relații sau îl vom afla astăzi din tarot. În orice caz, judecata de apoi ne arată o a doua șansă. Dacă ar fi o a doua șansă, dacă s-ar întoarce cineva vindecat și pregătit, cine știe? Cine știe ce s-ar întâmpla? Avem pajul de bâte răsturnat, dar din păcate cineva nu se schimbă și nu se maturizează. Va trebui să-i acceptați așa cum sunt, dacă mai doriți să obțineți ceva de la această persoană, cu imaturitățile lor și cu greșelile lor, sau poate cu imaturitățile și greșelile voastre, cine știe. Doiul de cupe. O iubire nu se șterge niciodată. Taurul va păstra în sufletul său această iubire, fie că va fi, fie că nu va mai fi vreodată împreună cu această persoană, o iubire nu se șterge din sufletul taurului. Ce nu știți în legătură cu această persoană? Ce secrete ascunde? 10 de cupe. Wow! Fericirea lor a fost în altă parte. Ei nu s-au gândit să facă o familie, o casă cu voi. Iată, poate nu v-au spus acest lucru, au intrat în această relație fără gânduri serioase. Sau voi ați intrat în această relație fără gânduri serioase. Șasele de spade în poziție răsturnată le-a plăcut aici. Se pare că au fost între drumuri, dar nici nu au putut să plece, să vă spună nu, dar v-au ținut ascuns pentru că intenția lor nu a fost să rămână cu voi definitiv. A fost doar atâta vreme cât sunt apele limpezi, adică cât le este lor ușor aici. În momentul în care cineva aduce o pretenție, haide să facem, haide să dregem, cealaltă persoană se fofilează. Pleacă. Dacă nu îi se spune nimic, stă. Dacă îi se spune ceva, nu dorește să facă pe lungă durată. Nebunul, cineva și-a dorit libertate, aventură, fraților, și nu căsătorie. Asta este ce nu ai știut sau ce nu știi. Poate știi. Este lecția învățată la taur sau nu este lecția învățată? Nu este lecția învățată. Avem karmă de părăsire. Ce facem, taurii? Ridicați-vă, pentru că aveți și cinciul de monede în energia voastră. Aveți și 10 de spade. Nu v-ați cam învățat lecția de aici. Vedem o persoană aventurieră care nu a avut gânduri serioase, care probabil că nu corespunde cu principiile voastre de viață. Dar dacă nu ați văzut acest lucru și ați sperat în continuare pentru că a fost iubire, pentru că persoana se pare că i-a plăcut relația intimă cu voi, se mai gândește încă la asta, dar trebuie să te ridici să mergi mai departe cu viața ta, ne spune tarotul. Atașamentul emoțional. Cu toate că păstrezi un atașament emoțional în sufletul tău, asta nu înseamnă că trebuie să rămâi la pământ, să rămâi trist. Păstrează această dragoste ca o dragoste frățească, ridică-te și vezi de viața ta, spune tarotul, taurule. Și avem 8-ul de monede, dar în secret, undeva, întotdeauna te vei mai gândi la această persoană. Și vedem cum cineva se uită și pe media socială, în secret, poate urmăriți pe Instagram, pe cine știe unde, pe Facebook, pe TikTok sau pe YouTube, această persoană. Deci, întotdeauna vei avea acces ca să mai vezi, să mai afli ceva în secret despre persoana respectivă, dar trebuie să te detașezi, îți spune tarotul, să te vindeci și să mergi mai departe, pentru că meriți o viață mai bună. Și asta a fost pentru Taur. Scrieți poveștile voastre de viață, dragii mei. Dar nu fiți răutăcioși cu zodiile, pentru că nu este corect. Mai departe, avem citirea pentru Gemeni. Fosta iubire la Gemeni. Vă spuneam să scrieți poveștile voastre de dragoste și cu fostele iubiri, dar să fiți foarte atenți la comentarii ca să nu jignim o anumită zodie. Să spunem că gemenii sunt așa sau că ăia sunt așa. Spuneți cum a fost fostul sau fosta voastră iubită. Fostul meu iubit mi-a făcut cu tare și cu tare, că e mai corect așa. Gemenii, fosta iubire, unde sunt ei acum și unde sunteți voi acum? Oare cum vă mai gândiți unul la altul? Cum ar arăta o eventuală împăcare? Ar mai fi oare posibilă? Bineînțeles că este în scop de divertisment citirea, nu spune nimeni că acum o să vă împăcați. Dar cu toții ne gândim la fostele iubiri și ne punem această întrebare, nu-i așa, în mintea noastră, sau nu? Da, cred că o faci și tu. Și eu vom vedea și dacă v-ați învățat lecția, pentru că
O relație nu vine în viața noastră degeaba. Există ceva acolo. Unde sunteți voi acum, gemenii? Aveți steaua, sunteți pe drumul destinului vostru. Vedem un geamăn care este optimist, se gândește la viața sa înainte, să aducă bucuria, să aducă speranță, intimitate, vedem. Un geamăn care se preocupă de aspectul său, aspectul său fizic. Liberat, geamănul. Wow, victoria, 6 de bâte! Se simte victorios, cel puțin pe moment. Are așa o îngânfare, o stare de bine. Voi sunt bine, merg înainte și nu mă interesează fosta iubire, pentru că, iată, eu am scopuri în viața mea să fiu bine. Și avem magicianul răsturnat, dar probabil că încă vă lipsește ceva aici pe care încă mai căutați. Oare ce mai căutați și vă lipsește? Magicianul răsturnat ne spune că sunteți aproape să găsiți acel element care vă lipsește. Sunt banii, este dragostea, este acțiunea, sunt sentimentele, este comunicarea. Ceva îți lipsește aici. Dar nu o să duci foarte mult lipsă de acel lucru, ne spune tarotul, pentru că steaua, iată, îți arată că ești pe drumul cel bun. Și în curând vei găsi și un element de care ai nevoie în viața ta ca să mergi tu înainte cu o victorie. Unde sunt fostele voastre iubiri? Sau fosta voastră iubire? Oare la cine te-ai gândit? Unde este fosta iubire la geamăn? Acum. Roata norocului, trec prin schimbări majore în viețile lor. Schimbările, dragii mei, se poate că este o schimbare de job, o schimbare de locație, de persoană, de relație, de dragoste. O schimbare se pare că are loc în viața foștilor voștri parteneri, fosta voastră iubire, la care v-ați gândit și soarele. Această schimbare duce către bine, către lumină și vindecare. Unii dintre ei așteaptă un copil, dar asta poate foarte puțin. Soarele ne arată un copil care trebuie să vină pe lume cu roata norocului. Dar nu toată lumea, bineînțeles. Ceilalți, iată niște schimbări favorabile, mărețe și pline de bucurie se așteaptă în viața lor. Și avem nebunul. Este norocul prostului aici. A dat norocul peste foștii voștri iubiți. Haide să nu fim răi cu ei. Lasă să se bucure de momentele acestea, pentru că și peste voi de norocul, voi sunteți un pic mai calculați, voi știți mai bine încotro vă duceți și vă veți mai găsi și mai bine drumul în viitor. Ei se pare că abia acum se trezesc după o perioadă în care nu și-au găsit locul și o mare bucurie se îndreaptă către ei, gemenii. Se vor bucura așa ca un copil. La fiecare va fi altceva, bineînțeles. Dar se pare că nu sunt, deci ei sunt lipsiți de griji acum. Intră într-o perioadă karmică în care grijile vor dispărea în viața lor. Și un copil cu siguranță se va naște la unii dintre ei. Gemenii, ce simțiți voi cu adevărat despre o eventuală împăcare? Știu că nu vrei să te împaci. Dar ascultă, că uneori te gândești la acest lucru. E așa? Sau tu nu o faci? Mai să fie. Hai să fim serioși. Cu toții ne gândim la fostele noastre iubiri. Care este energia ta cu adevărat despre o eventuală împăcare? Inima rănită. Nu, nici de acum, spune geamănul. După ce am pățit aici și am avut inima rănită, să mă mai întorc acolo? Nu cred. Geamănul este pe drumul destinului său. Pare că l-așteaptă un viitor mai bun. Își caută ce are nevoie, dar nu cred că dorește să caute această iubire. Inima rănită de două ori. Sub nicio formă, geamănul fuge mâncând pământul de această iubire, pentru că mare, mare durere i-a dus în suflet. Nu degeaba este o fostă iubire, dar văd aici o chestiune la geamăn. S-au rănit reciproc și voi pe ei și ei pe voi. Sunt răni de ambele părți, fraților. Cine pe cine a rănit? Acum ne vei spune tu într-un comentariu, dar cu respect, bineînțeles, pentru zodia gemeni și pentru toate zodiile. Îndrăgostiți, răsturnați. O relație intimă, amoroasă, care a dus la o mare rană. Oare de ce? De ce? Se pare că cineva a fost suflet, a fost iubire, a fost intimitate. Să vă răniți în halul ăsta. Nu cred că geamănul s-ar mai întoarce înapoi. Nu cred că îi mai trebuie așa ceva. Dar oare fosta voastră iubire? El sau ea? Ce simte cu adevărat despre eventuală împăcare? Doiul de monede, stă la îndoială aici. Mai cântărește situația. Cine știe? Dacă se ivește ocazia, ar spune, stai ușor să mă gândesc aici. Ei nu sunt așa ca voi, hotărâți.
8 de monede undeva pe ascuns, așa, se mai gândesc la acest lucru. Se uită pe media socială, pe după voi. Vedem, da, într-adevăr se mai interesează, parcă ar vrea să știe, dar nu fac mari eforturi în scopul acesta și stau undeva ascuns și dacă s-ar fi ocazia, de ce nu? Poate, cine știe, în funcție de situație ar mai accepta, dar pe ascuns ar face-o, nu ca să fie o relație oficială, ci poate pe ascuns, poate doar să comunice cumva de la distanță cu voi. Și luna răsturnată, tocmai ce spuneam pe ascuns, ar începe această relație pe ascuns, după care ar trece ușor din umbră, ar ieși ușor afară din umbră în lumină. Deci ei n-ar spune nu, sunt foarte circumspecți, se protejează foarte mult, dar cine știe, cine știe? Se dă o șansă aici foarte mică, însă doar cred că la ei trebuie să vă vadă față în față sau să fie mai aproape de voi ca să poată să înțeleagă, pentru că uneori distanța, lipsa de comunicare ne face să suferim, să ne imaginăm anumite lucruri. Voi sunteți foarte răniți, ați iubit, a fost pasiune, dar a fost mare durere. Ei, încă sunt așa, în așteptare probabil. Nu văd comunicare, dar văd că parcă așteaptă, parcă. Este normal o ficțiune ce facem noi aici, nu înseamnă că o să vă sune mâine, dar îi văd că stau în așteptare. Ficțiune, ficțiune, dar cine știe care este adevărul? Ce vi se opune în această relație? Judecata de apoi, nu prea sunt șanse aici. Judecata de apoi ne arată că omul nu se schimbă, din păcate, și ar trebui să se facă niște schimbări. Patrul de spade, lipsa de comunicare. Dacă se comunică, nu este ce trebuie, comunicarea este defectuoasă, ceva nu se schimbă și regina de cupe răsturnată, femeia, nu dorește să mai investească niciun pic de emoții aici, pentru că dacă voi sunteți femei și foștii voștri v-au supărat, sunteți foarte rănită. Dacă tu ești bărbat și iubita ta te-a supărat, iată, această iubită nu se va schimba. Ce vă poate ajuta pe voi în această chestiune? Lumea să vă eliberați. Eliberați-vă, vedeți-vă de drumul vostru, s-a încheiat, să priviți lucrurile cu, nu cu durere, trebuie să vă vindecați de această durere, trebuie să priviți lucrurile ca pe o lecție învățată. Vom afla imediat ce lecție trebuie să învățați de aici, dar trebuie să vă eliberați. Doiul de cupe, wow! Doiul de cupe și lumea este o iubire care nu se va putea șterge. Dacă a fost iubire, vedem, cu cât mai mare este rana, cu atât mai mare poate a fost dragostea. Și dacă rana este atât de mare, ca să se poată vindeca, trebuie să acceptați această iubire. Am iubit și va rămâne întotdeauna în sufletul meu această iubire, dar nu mai este. Păi de ce nu mai este, spune omul? Pentru că așa este, venim pe pământ ca să găsim și ca să pierdem iubirea și ca să o căutăm din nou și să o regăsim. Deci se pare că această iubire ați pierdut-o, dar ați avut-o, ne spune tarotul. Ați avut această iubire, venerați-o atât cât ați avut-o, ca să vă puteți vindeca. Și avem pajul de bâte răsturnat. Este vorba despre o persoană care nu s-a ținut de promisiune, care a făcut niște greșeli copilărești, absolut copilărești. Trebuie să iertați această persoană, să înțelegeți că poate nu au fost pregătiți să facă pasul alături de voi sau să vă ofere ceea ce ați dorit. O iertare din dragoste. Ar trebui sau o acceptare din dragoste ar trebui să faceți. Ce nu știți despre această relație? Patrul de spade. Cineva chiar a ținut ascuns ceva care nu a dorit să vorbească. Iată, lipsă de comunicare totală pentru că au ascuns ceva. Cine a ascuns ceva? Voi sau celălalt? Când omul tace, este pentru că nu vrea să răspundă, este pentru că ascunde ceva, ne spune tarotul. Rege de monede răsturnat, un bărbat care nu a dorit să-și asume o responsabilitate, nu a dorit să investească anumite valori pe lungă durată în această chestiune și nu a dorit să facă copii. Dacă a făcut copii cu voi, iată, este foarte greu pentru ei să-și asume responsabilitatea. Clar, cei care aveți copii cu această persoană nu și-au dorit acești copii, pot să zică ce or zice, dar bineînțeles că odată ce se naște un copil, nu mai e ce să faci. Însă bărbatul nu și-a dorit copilul sau bărbatul nu a dorit să investească pe lungă durată. Dacă tu ești femeie și ai avut relație cu acest bărbat,
ți-a ținut secret acest lucru. Numai când l-ai confruntat, probabil că s-a speriat și nu a dorit să-și pierdă libertatea sau nu a dorit să fie responsabil. Dacă tu ești acest bărbat, ceea ce nu știi tu, este că probabil nu ai fi avut o șansă să fii bine în această relație. Tu ai fi pierdut resursele, vedem aici, și n-ai fi avut comunicare. Lecția. Ai învățat-o sau n-ai învățat-o, geamănule, din această relație? Doiul de bâte. Ești între drumuri. Ai învățat-o, dar câteodată stai și te întrebi dacă alegerea a fost făcută corectă. Trebuie să înțelegi că, indiferent pe ce cale o iei în viață, că te desparți de cineva, că te întorci la cineva, că te împrietenești cu cineva, te îndoiești de această alegere. Multă lume vine și spune să-mi spună cineva ce alegere să fac. Este bună această persoană? Asumă-ți alegerea, îți spune tarotul. Asumă-ți că ai ales pe această persoană pentru că așa ai vrut, că ai plecat din această relație pentru că așa ai vrut. Chiar dacă celălalt te-a părăsit, aparent, totuși tu ai făcut alegerea potrivită, ți se spune. La fel cum și celălalt a făcut alegerea potrivită. Ambii trebuie să accepte acest lucru. Cavalerul de bâte, ca să poți să mergi mai departe cu succes în viața ta, nu este nimeni aici o victimă. Nimeni nu a pierdut în această relație. Și să spui, cum n-a pierdut? Că eu am pierdut atât de mult. Dar tu spune, ca să-ți înveți lecția, trebuie să înțelegi că nu ai pierdut nimic aici. Și avem treiul de monede. Această relație te-a ajutat pe tine să devii mai dibace, să cunoști mai bine. Te-a pregătit. Ți-a pregătit talentele, cum se spune, în relații. Ce talente? Tu știi ce talente? Ce ai învățat de la această persoană? Iată că vei folosi în viitorul tău. Deci alegerile voastre au fost făcute corect și multe lucruri ați învățat de aici care vă vor ajuta în viața voastră de acum înainte. Și asta a fost pentru Gemeni. Mai departe citim pentru Rac, fosta iubire. Oare la ce te-ai gândit, Racule? Dacă nu te interesează fosta ta iubire, probabil că ai venit aici ca să ne spui că nu te interesează sau ai venit aici pentru că nu dorești să recunoști acest lucru. Hai să vedem. Lasă, cu toții ne gândim la fosta iubire. Să vedem, în scop de divertisment, bineînțeles, vom întreba tarotul în niște întrebări cheie aici. Unde sunteți voi acum și unde sunt ei acum? Și cum priviți fiecare o eventuală împăcare? Nu înseamnă că te vei împăca. Înseamnă că analizăm niște energii care sunt între voi karmice și apoi vom afla ce puteți face ca să vă învățați lecția, pentru că o relație nu apare în viața noastră degeaba, ne învață ceva. Racii, la ce te-ai gândit, fosta ta iubire? Unde ești tu acum în această energie? Soarele, ești vindecat? Ești în lumină? Căldură, nu porți cu tine multe sechele, se pare că te-ai eliberat de această grijă. Dacă tu nu te-ai eliberat și încă mai suferi, vei ieși în lumină, ne spune tarotul cu arcana soarele. Unii dintre voi aveți copii cu această persoană, nu toată lumea, bineînțeles. Cei care aveți copii, iată, mai aveți o legătură cu persoana respectivă pentru copil. Dar vedem cum energia voastră este pozitivă. Avem șaptele de monede în poziție returnată. Mai parcă mai așteptați să culegeți niște roade în viața voastră. Sunteți pe cale să faceți niște progrese pe plan personal. Șaptele de monede răsturnat ne arată cum niște roade trebuie să cadă din acest pom al vieții. Trebuie să aveți răbdare, dar ați avut destulă răbdare. Este momentul să culegeți aceste roade, mi se spune, în curând și vă simțiți bine. Și nouăle de bâte în poziție răsturnată, dar într-un anumit aspect al vieții voastre renunțați la o luptă. Este lupta cu sine, este lupta cu partenerii, este lupta cu ambițiile voastre. Se pare că vă simțiți o mare eliberare. Nu trebuie să vă mai luptați atât de mult și veți culege niște roade. Foarte frumos pentru Rac. Sper să fiți cu toții așa. Dacă nu sunteți așa, probabil că în sufletul vostru veți ajunge în această energie ca să nu vă mai deranjeze atât de mult fosta iubire. Unde este fosta voastră iubire acum? În relație cu această energie avem împăratul. Dacă fosta ta iubire este un bărbat, el este la casa lui, la locul lui, este pe picioarele lui și s-a maturizat foarte mult, are responsabilități acest bărbat. Nouăle de cupe, dar cu toate acestea,
parcă încă a rămas așa să-i placă libertatea. Este stăpân pe ceea ce face, nu ascultă de nimeni. Și cei care sunt căsătoriți, mai vedem și bărbați liberi, cei care sunt liberi, probabil că așa sunt ei, liberi, dar responsabili, vedem. Și mai vedem o persoană care se bucură de viață. Dacă este bărbat, este foarte puternic acest bărbat. Dacă este femeie, ea are un bărbat, iată, și aici vedem. Dar nu știu cât de serioasă este relația aceasta, pentru că văd o relație stabilă în momentul de față, dar cineva parcă iarăși nu dorește să-și asume foarte mult niște responsabilități, deși este acolo în relația respectivă, parcă încă se mai întreabă, e mai bine singur, se gândește. Și avem nebunul, clar nu-și dorește responsabilități, este o persoană cu capul pe umeri, dar când vine vorba de relații stabile pe lungă durată, se pare că cineva își dorește aici mai mult sau mai puțin o aventură în viața sa. Dacă sunt căsătoriți, au un copil, vedem, cineva așteaptă un copil, iarăși dacă acesta este bărbat, așteaptă un copil, se va bucura, cineva va avea o sărbătoare la venirea acestui copil, dar nu toată lumea, unii dintre aceste personaje, fie că sunt bărbați sau femei, este posibil să-și dorească libertate, însă sunt stăpâni pe viața lor. Ce simți tu, racule, în legătură cu o eventuală împăcare? Fictivă, bineînțeles, nu spune nimeni acum să te împaci cu această persoană, dorim doar să citim energiile. Nouăle de spade, un mare stres. Racul simte mare stres despre o împăcare cu această persoană. Dar de ce? Gânduri negative, teamă, întuneric, asul de bâte răsturnat, relația intimă. Dar ce e cu relația asta intimă, că e răsturnată? Ori ți-a plăcut foarte mult și acum suferi că nu o mai ai, ori nu a fost ce trebuie, în funcție de caz. Dacă vrei să ne lași un comentariu, asta doar dacă dorești, dar se pare că relația intimă cu această persoană îți creează o mare stres. Ori pentru că a fost foarte bună, ori pentru că a fost foarte proastă. Și inima rănită. O mare rană. Deci nu te-ai mai împăcat cu această persoană. Dacă era foarte bun în intimitate, te rănește pentru că probabil nu dorește să fie lângă tine și probabil că te-a evitat sau a avut aventuri și așa mai departe. Dacă nu a fost bun în intimitate, atunci se explică de la sine de ce nu ai dorit să te împaci cu această persoană, pentru că numai gândul la intimitatea cu această persoană îți face nervi și îți aduce o rană emoțională. Sau lipsa de intimitate. Dacă erau foarte buni în intimitate, după aceea, bineînțeles că nu-i mai aveți, suferiți. Este ori una, ori cealaltă. Două variante vedem aici. Ce simte fostul sau fosta despre eventuală împăcare pentru rac? Ia să vedem. Optul de monede. Ei trebuie să mai învețe ceva anume, trebuie să se mai maturizeze. Ar putea să se împace cu voi, dar trebuie să, iată, să pornească de la energia ucenicului, să se schimbe foarte mult. Da? Să învețe anumite, avem aici un cățel care tușește, dacă l-auziți, a fost bolnav și acum se reface. Dar noi ne concentrăm aici. Deci partenerii, foștii voștri parteneri, despre eventuală împăcare, ar trebui să lucreze foarte mult la această relație. Dar sunt dispuși, de ce nu? Și forța, iată, sunt dispuși. Ei se consideră că nu au avut nicio vină, că nu au avut niciun defect și că ei pot să facă față aceste relații. Că de ce spunem noi așa despre ei, că n-au fost ce trebuie sau că au fost prea buni și după aceea au plecat? Iată, ei sunt capabili să lucreze la aceste lucruri. Bineînțeles că sunt capabili, spun ei. Și dacă aveți un copil cu această persoană, ar dori să fie alături de copil foarte mult, să-și crească copilul, să-l învețe, să-l iubească și așa mai departe. Asta numai cei care aveți copii. Dacă nu aveți copii cu această persoană, ei parcă ar spune că doresc să învețe ceva de la voi. Oare ce trebuie să învețe ei de la voi? Dar putea să învețe ei de la voi. Dacă mă primește înapoi, o să învăț. Poate doresc să învețe acele lucruri în intimitate unii dintre ei. Cine știe? Ce vi se opune la această relație? Care este energia negativă? Nebunul? Cineva nu-și dorește responsabilități de lungă durată. Dacă e vorba de un copil, doresc să fie în viața copilului. Dar cam atât. Cineva își dorește libertate, aventură și să nu-i pese de nimic. Luna răsturnată.
Râda răsturnată reprezintă lucrurile care ies la iveală. Este oare un pericol aici ca cineva să scoată la iveală niște lucruri ascunse? Asul de cupe răsturnat. Dragostea este imatură, din păcate. A fost la prima vedere, a fost o perioadă foarte aprinsă, dar din păcate nu a evoluat, iată. A rămas așa, la acel nivel. Ce puteți face ca să ajutați această situație, să o vindecați? Asul de cupe. Asul de cupe trebuie să înțelegeți dacă a fost iubire, de ce a fost iubire. A fost iubire sau nu a fost iubire? Se va întreba oracul. Și dacă a fost iubire, venerează iubirea. Acceptă faptul că ai iubit această persoană, chiar dacă te-a rănit. Sau dacă această persoană te-a iubit pe tine, acceptă că te-a iubit, chiar dacă nu-l mai vrei. Sau trebuie să vezi, să deschizi ochiul pe iubire, ne spune asul de cupe. Ce înseamnă la tine a deschide ochii pe iubire? Adică să nu numeri numai necazurile, ci să mai numeri și binecuvântările din această relație, probabil. Șaptele de cupe, emoțional. Sunt foarte multe aspecte emoționale pe care nu le-ai înțeles. Trebuie să analizezi emoțional pentru a-ți da seama ce s-a întâmplat acolo. Magicianul răsturnat. Îți lipsesc anumite elemente emoționale, cu siguranță, pe care trebuie să le înveți în viața ta și îți vor fi de folos în viitor. Din această relație ai ceva emoțional de învățat, care este foarte complex și care te va face pe tine să-ți deschizi inima, chiar dacă nu mai ești cu această persoană. Îți va aduce acel element de care ai nevoie. Ce nu știți despre această relație? Care sunt lucrurile ascunse? Luna, wow, cu adevărat au fost lucruri ascunse și ni se arată și un pericol. Cineva nu dorește, chiar nu dorește să se afle aceste chestiuni. Da, lucrurile ascunse sunt foarte bine păzite la voi aici. Secrete foarte mari, vedem. Temperanța răsturnată, cineva are un dezechilibru. Mai văd cum cineva are și un fel de adicție. Poate să nu fie ceva mare, poate unul dintre ei, ce știe, poate consumă prea multă mâncare, prea multă băutură. Vedem un dezechilibru așa care se ține ascuns aici. Poate au un alt fel de dezechilibru emoțional. Poate au un stil de viață destrăbălat. Poate că nu le place disciplina, este foarte ascuns. Sau poate că au un comportament care merge în sus și în jos, așa oscilant emoțional, când sunt foarte veseli, când sunt foarte triști și au ținut ascuns acest dezechilibru emoțional față de voi. Sau această adicție. Și avem roata norocului. Sunt oportuniști. Oportunistul stă acolo până când găsește ceva mai bun. Roata norocului îi arată că este la noroc. A fost la noroc această chestiune și cu lucruri ascunse și cu dezechilibre care nu au vrut să se lucreze. Acum ci că e dispus să lucreze la ele, dar este prea târziu, din păcate. Lecția pe care trebuie racii să o învețe din această relație. Nouăle de monede. Ți se spune ție să-ți fie bine, să-ți urmărești propriul tău interes. Să fii egoist. Da, să fii egoist. Și trebuie să-ți fie bine în viață. Să ai bani, să ai sănătate, să fii tu aici, să strălucești și să înflorești. Pentru că într-o relație în care nu înflorești, nu e bine. Energia ta trebuie să înflorească, ți se spune, să fii productiv. La muncă, în viața ta, să ai un stil de viață abundent. Asta trebuie tu să înveți. Oare te-a făcut această persoană să fii așa? Sau te-ai inhibat. Alături de partenerul ideal, vei fi un răsfățat al sorții. Optul de bute răsturnat. Se pare că multe inhibări ați avut în această relație, mai mult decât să fie in bold, să mergi înainte, te-a ținut pe loc. Vedem foarte multe oportunități ai atunci când îți este bine, ți se spune. Acesta să fie scopul tău într-o relație. Să înflorești în acea relație și dacă vezi că nu-ți merge bine material, la locul de muncă, în sănătate, în modul în care îți petrești timpul, înseamnă că partenerul tău nu te hrănește așa cum trebuie, energetic. Și mai vedem optul de spade. Cineva care trebuie să înțeleagă aceste lucruri, să iasă dintr-un blocaj mental, în care să încerce cu tot din adinsul să mulțumească pe cealaltă persoană. Tu trebuie să te mulțumești pe tine, atât, ci se spune racule. Tu că ești cineva care parcă începi să stai în niște relații care să-i mulțumești pe ceilalți. Să le accepți defectele, să faci toate aceste lucruri și pe urmă te simți o victimă. Tu trebuie să fie bine. Aceasta este lecția vieții tale. Tu să fii bine. Dacă ești tu bine, este și celălalt bine așa, dar pe primul plan ești tu, ți se spune. Și asta a fost pentru RAC.
În continuare, citim fosta iubire pentru zodia Leu. Lei, cine este fosta iubire la care te-ai gândit? Dacă nu dorești să știi, și ai venit aici doar așa, că nu dorești să știi despre fosta iubire, mai gândește-te puțin. Fosta iubire, zodia Leu. Gândește-te la acea persoană pe care ai iubit-o sau care te-a iubit. Să vedem unde sunteți voi și unde sunt ei în această perioadă emoțional, energetic. Puteți lăsa comentarii despre foștii voștri iubiți cu respect pentru această zodie și pentru toate zodiile. Pentru că fiecare persoană trece prin anumite chestii în viața sa, dar nu toată lumea este la fel. Spuneți povestea voastră, fără să generalizați. Dar sunt curioasă să ascult poveștile voastre. Unde sunteți voi, lei, în relație cu această iubire? Doiul de monede. Voi sunteți acum în căutarea echilibrului și încă mai analizați și mai cântăriți anumite lucruri din viața voastră. Viața voastră se face probabil o analiză a unei situații actuale. Există în spatele vostru niște ape tulburi, deci aveți niște griji emoționale în dragoste, poate, sau materiale, cine știe de ce natură, dar sunteți pe linia de plutire și aveți multe talente, vedem, ca să vă descurcați în situații dificile și universul vă ajută. Avem Marea Preoteasă în poziție răsturnată. Se pare că leul este cu picioarele pe pământ, începe să vadă mai mult adevărul în viața sa. Și mai mult viața practică, în care leul se uită la ceea ce se întâmplă în jurul său și reușește să cântărească și să găsească ceea ce este de valoare, să prețuiască acele lucruri. Se pare că dă pericolele la spate, lucrurile care îl deranjează, le ține în spatele său și ține în fața sa și în mâinile sale numai acele lucruri cu care poate lucra cu adevărat. Iată un leu care are aici niște capacități, niște abilități de a ține sub control, foarte frumos. Avem 7 de monede răsturnat, mai vedem un leu care așteaptă să culeagă niște roade foarte curând. Aceste roade vor veni. Fiecare știți ce roade așteptați să culegeți. Poate sunt materiale, poate este ceva anume din viața voastră în care trebuie să culegeți aceste rezultate. Așteptarea se pare că a luat sfârșit și că în curând veți găsi ceea ce căutați într-un anumit aspect al vieții voastre. Unde sunt partenerii voștri? Fostele iubiri în acest moment. Vedem, fosta iubire a leului are asul de cupe. Sunt cu inima deschisă. Orică sunt îndrăgostiți de altcineva, orică, iată, sunt persoane vindecate, împăcate, care au ajuns la concluzia și la această maturitate emoțională în viața lor, ca inima lor să se vindece. Vedem, foștii voștri parteneri sunt cu inima vindecată și gata să ofere iubire. Cavalerul de monede. Ei stau cam pe loc în viața lor în multe aspecte. Este o viață monotonă, dar inima este foarte bine la ei. Emoțional sunt bine, în alte aspecte cam stau pe loc, sunt în siguranță totuși. Și mai avem cinciul de cupe. Cu toate că au inima vindecată, se pare că uneori îi apucă tristețea. Oare de ce? Este în legătură cu fosta iubire? Cine știe? Însă, pentru ei, această tristețe este trecătoare, vedem, vine și pleacă din viața lor și când îi apucă tristețea, se concentrează foarte mult pe lucrurile practice, ca să uite de această tristețe, după care se refac foarte repede. Deci au o viață complexă emoțională, dar stabilă. Ce simțiți voi, lei, despre o eventuală împăcare cu această persoană? Nu spune nimeni că vă veți împăca, dar vom citi energiile, că de asta venim aici. Regina de bâte, dacă tu ești femeie leoaică, pasiune simți față de fosta iubire. Dacă tu ești bărbat leu, această femeie cu care ai fost, o cea mai pasională femeie din viața ta. Și o femeie care poate în orice moment te întoarce la ea, dar nu înseamnă că te întoarce pe lungă durată. Este că nu poți să reziști. Vedem regina de bâte care este femeia pasională, fie că ești tu, care bărbatul, fostul tău iubit, îți trezește pasiunea, fie că tu ești bărbat și această femeie nu mai găsește alta ca ea. Pasiunea este aici pe femeie, vedem. Cine este femeia, tu sau celălalt? Roata norocului, șansele.
Ar fi doar poate un noroc să vă mai întâlniți cu această persoană sau să vă împăcați sau ceva de scurtă durată. Roata norocului ne arată un moment în care este posibil ca norocul să fie de partea ta. Oare ce ar trebui să se întâmple ca să ai acest noroc? Dacă ar da norocul peste tine, probabil că ai mai avea o aventură cu această persoană, cine știe, dacă este pasiune. Dacă a fost pasiune, n-ai putea să reziști acestei pasiuni, vede, roata norocului. Și steaua răsturnată, dar probabil că te-ai abține. Mulți dintre voi s-ar abține, pentru că, iată, vă dați seama că este ceva trecător. O aventură cu fosta iubire. Să fie doar așa, doar o aventură. O aventură de care ori nu poți să reziști, ori spui nu acestei aventuri, dar te gândești. Ce simte fosta iubire despre tine, leule? Despre eventuală împăcare cu tine, ia să vedem. Cavalerul de bâte a fost o relație foarte pasională la leu. Iată, vedem o regină de bâte și un cavaler de bâte care abia așteaptă să se întâlnească. Dacă ar fi lumea voastră, v-ați întâlni și v-ați iubi. Îți face amor în dormitor. A alerga pentru voi și mâine această persoană. Dar are temperanța răsturnată, la fel ca și voi, ar aduce anumite dezechilibre în viața lor. Aici, dragoste cu năbădăi, bineînțeles, și avem luna răsturnată. Cineva parcă ar aduce un dezechilibru pentru că luna răsturnată, iarăși, ne arată o chestiune care iese la iveală și nu știu dacă ar dori ei să se dea pe față dacă ar avea o aventură cu voi. Parcă trebuie să stea ascunși, parcă trebuie să iasă dintr-un ascunziș, poate sunt într-o altă relație și este o aventură, ce știe, dar se pare că ar alerga în brațele vostru. Voi i-ați primi, dar nu pe lungă durată totuși. Ce e prea mult, e prea mult pentru voi și pentru ei se pare că ar da de belea totuși dacă s-ar afla că ar veni să facă amor cu voi, dar scânteile încă mai sunt acolo. Ce vi se opune în această chestiune? Împărăteasa, cineva este căsătorit, vedem o femeie la casa ei, măritată, dacă tu ești bărbat, poate ești căsătorit, dacă tu ești femeie, poate că tu ești această împărăteasă. Se opune împărăteasa, femeia care dorește, care este, poate, soție, mamă. Iată, are responsabilități această femeie, nu este chiar așa. Sau poate se opune soția ta, dacă tu ești bărbat, se duci la fosta iubire. Sau dacă tu ești femeie, se opune soția fostei iubiri. Femeie se opune. Judecata de apoi. Este matură această femeie, are judecată. N-ar face această greșeală. Sau nu merită să o rănești pe această femeie. Inima rănită, clar, tocmai ce am spus și nici nu văzuse în cartea. Nu merită să o rănești pe această femeie sau ca această femeie să mai sufere. Ești tu această femeie? Este femeia cu care ai avut de-a face dacă ești bărbat? Este soția iubitului tău? Cine este această femeie care nu merită să fie rănită? Ce vă poate ajuta pe voi, lei, în această chestiune? Nebunul. Nebunul este un aventurier și dacă ați avea o aventură cu această persoană, este doar o aventură, trebuie să vă intre bine în cap. Dar mai bine să nu fie nimic, zero emoții, este mai bine, vedeți de drumul vostru, să nu vă mai pese atât de mult. Magicianul răsturnat, se pare că nu sunt toate elementele necesare aici ca să se producă o relație între cei doi iubiți. Este doar o chestiune de temporară, dacă ar putea să mai fie ceva, dar nici acolo este mai bine să nu fie nimic, pentru că, iată, magicianul răsturnat ne arată că nu există elementele necesare pentru a se forma o chestiune stabilă aici. Și cavalerul de cupe răsturnat, vedem emoții răsturnate, adică care fluctuează. Acum este pasiune foarte mare și mâine nu mai este nimic. Probabil că cineva dorește, este dorință și în momentul în care se produce acest lucru, ne cade dorința. Cum se spune, ne cad galoanele și ne pierdem pasiunea. Această pasiune este temporară, izbucnește după care se stinge foarte rapid. Asta vedem aici. Ce nu știți în legătură cu această relație? Asul de monede, wow! Dacă ați fi fost împreună, ați fi ajuns departe. Asul de monede ne arată cum universul ar fi fost de partea voastră și ați fi avut o viață materială foarte frumoasă. Iată, viața materială, bucuriile, realizările materiale.
Sau cineva poate aici a avut realizări materiale și nu a dorit să spună, poate cineva a avut bani, a avut posibilități și nu a dorit să spună sau să investească în această relație. Ești tu cel care nu ai dorit sau este cealaltă persoană? Dă-l de spade răsturnat. Cineva care a știut foarte bine că nu dorește această investiție. Ceva care a călcat peste inima unei persoane. Vedem aici. Mai vedem o persoană care a dat din inimă, cu toată inima deschisă. Cine a dăruit și cine nu a... Deci vedem cineva care dăruiește cu toată inima deschisă și vedem pe cealaltă persoană care nu face același lucru totuși. Diavolul, manipulare, iată. Cineva a dorit să obține un avantaj în această relație. Material, emoțional, deci că o persoană a dăruit foarte mult, iar cealaltă persoană a luat și a manipulat ca să fie bine. Dar asta este secret. Asta voi nu trebuie să știți sub nicio formă. Dar acum ce să facem, că v-am spus. Rezultatul, lecția, este lecția învățată. Nu prea este lecția învățată. Probabil că încă se mai întreabă cineva de ce iubirea a fost refuzată. De ce? Eu v-am spus acum, secretul, iată, manipulare. Cineva a dorit un avantaj. Tu, cealaltă persoană, nu se știe. Poate a fost o a treia persoană care a avut un avantaj să vă despartă. Un părinte, o soră, cineva. A urmărit ceva aici. Și tu nu ai înțeles de ce această iubire a fost refuzată. Tu n-ai înțeles sau cealaltă persoană n-a înțeles. Deci ce trebuie să faceți acum? Trebuie să se înțeleagă și de partea voastră și de partea lor de ce nu a fost, de ce nu a mers această iubire și a fost refuzată. Iată, un leu care încă poate nu și-a învățat lecția. Împăratul răsturnat, bărbatul care nu a dorit să meargă până la capăt, să se implice. Dacă tu ești bărbat, bineînțeles că nu ai înțeles de ce n-ai făcut acest lucru, trebuie să înțelegi de ce nu ai făcut, să-ți asumi responsabilitățile, să poate ți le-a asumat și cineva a rămas rănit sau nu ai vrut să spui de ce nu ai făcut acest lucru, tu ți asumi, dar nu ai vrut să spui. Deci lucrurile trebuie spuse pe față ca să înțeleagă, domne, omul, de ce este iubirea refuzată. Împăratul răsturnat mai înseamnă, dacă tu ești femeie, acest bărbat, ai fi putut să faci orice pentru el, că nu l-ai fi satisfăcut atât de mult încât el să rămână cu tine. Era un bărbat, da, pentru leu aici, indiferent din ce zodie au fost partenerii voștri, care nu se putea satisface, că nu vroia el să fie satisfăcut. Și tu orice ai fi făcut pentru el, pasiune, bani, tot ce ai fi făcut, el este întors pe dos, nu ți-ar fi acceptat iubirea, pentru că nu a dorit să o facă. Nu depinde, nu ești tu vinovată că n-ai făcut destul. Zic că n-a vrut el, indiferent, puteai să dai peste cap că nu accepta. Dacă vei înțelege acest lucru, ți se va ușura vindecarea. Nouăle de bâte răsturnat, arată că cineva nu a dorit să se lupte pentru această chestiune. Înțelege acest lucru, dacă ești femeie, că ai avut un bărbat care nu a dorit să lupte pentru dragostea ta. Dar dacă tu ești bărbat, bineînțeles că tu știi foarte bine de ce. Nu ai dorit să lupți pentru această dragoste, că nu ți-a convenit ceva. Și dacă nu-ți convine ceva, tu nu te lupți. Asta a fost pentru leu. Posta iubire. Lăsați în comentarii cu respect, dragii mei. Mai departe, avem pentru zodia fecioară. Posta iubire la fecioară. Vom vedea în continuare, dragii mei, unde sunteți voi, energetic vorbind, bineînțeles, și unde sunt poștii parteneri. În legătură cu sentimentele și așa mai departe. Unde sunt ei în viața lor? Vedem care este poziția voastră energetică față de o eventuală împăcare. Aici este o citire în scop de divertisment, nu spune nimeni acum că trebuie să vă împăcați, dar vom vedea ce simt persoanele mai mult. Este vorba de ceea ce simte fiecare, nu de ceea ce va face. Și bineînțeles, vom vedea și lecția pe care trebuie să o învățați în această relație, pentru că oricine care vine în viața noastră vine cu un scop, nu-i așa? Te mai gândești la fosta iubire? Ai să spui că nu. Atunci ai venit aici ca să-mi spui că tu nu te mai gândești la fosta iubire. Dar oare ce este în sufletul tău? Haideți să vedem unde ești tu acum, fecioară. Avem regele de spade. Dacă ești bărbat, ești detașat emoțional, ești trezit mental și ești stăpân pe viața ta, dar ai inima închisă. Nu filtrezi nimic prin emoționalul tău. Dacă ești femeie, iată, dacă ești femeie, vedem că probabil că în viața ta sau cauți acest atașament al bărbatului și nu ți-l oferă.
bărbații sunt reci cu tine. Cineva rece în viața ta dacă ești femeie? Sau poate nu este rece această persoană, dar ai tu, așa, o mare teamă de această răceală a bărbatului dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, ești tu acest bărbat rece. Noile de spade răsturnat este pentru că nu îți mai dorești stres în viața ta. Vedem o fecioară hotărâtă să elimine din viața ta și să spune pe față, să facă ordine și disciplină pentru că nu mai dorește stres. Hotărâți sunteți aici să nu acceptați nimic care vă stresează, fecioare. Ales dacă sunteți bărbați și dacă sunteți femei, nu prea băgați în seamă stresul care vine din partea bărbaților, dar se pare că sunteți stresate, femeile, un pic mai mult, însă lucrați cu acest lucru. Și avem treiul de bâte. Vedem o fecioară care, dacă nu aveți pe nimeni în viața voastră, aveți speranțe de viitor, ați făcut curățenie. Dacă aveți pe cineva în viața voastră, trebuie să vă conectați un pic mai mult emoțional, pentru că există aici o problemă în emoțiile voastre. Nu vă puteți conecta emoțional, dar viitorul vostru arată plin de optimism la fecioare. Se pare că niște schimbări vor veni și către voi. Unde sunt foștii voștri parteneri? Fosta iubire la fecioară! Marea preoteasă, stau ascunși, ceva se întâmplă în viața lor. Marea preoteasă reprezintă secretul, reprezintă singurătatea, pustnicul, călugărița. Asta nu înseamnă neapărat acum că s-au călugărit. Reprezintă persoana care trece printr-o transformare spirituală. Da? Deci este caută spiritualitatea. Caută secretele de dincolo de vălul Marii Preotese. Și mai înseamnă și că unii dintre ei stau ascunși, nu doresc să comunice, să pregătesc pentru ceva în viața lor, dar nu doresc să spună, iată, sunt foarte secretoși ei. Avem împăratul în poziție răsturnată, persoană care stă pe loc, dacă este femeie, este teamă de bărbatul său, nu prea o duce bine cu energia masculină aici, și această femeie trece printr-o trezire spirituală, nu prea are chef de bărbați. Dacă este bărbat, iarăși trece printr-o deschidere spirituală. Vedem o fecioară care foștii voștri parteneri sunt ușor cu capul în nori în această perioadă, fie că sunt femei sau bărbați. Unde este teamă de responsabilități, parcă nu știe ce se întâmplă cu el, dacă e bărbat sau femeie. Și este pentru că ei acum încep să realizeze anumite lucruri pe care nu le-au știut înainte. Avem șaptele de bâte în poziție răsturnat, se lasă așa ușor, la mâna sorții, dar pentru că sunt cu capul nori, o perioadă în care sunt vizători, în care parcă nu le mai pasă de ceea ce spune lumea, pentru că ei înșiși sunt în lumea lor, iată. Foștii voștri parteneri au pierdut contactul cu realitatea. Ce simțiți voi, fecioare? În legătură cu o eventuală împăcare cu această persoană, nu spunem că vă împăcați, da? Vom analiza energiile. Nu așa, cu toții ne mai gândim la fostele iubiri, ce ar fi fost dacă, cum ar fi dacă, ne mai gândim undeva într-o cămăruță ascunsă a minții noastre. Hai să vedem ce simțiți voi cu adevărat față de această persoană. Șasele de bâte, o victorie, parcă v-ați răzbunea ușor pe ei ca să aveți o victorie. Simțiți nevoia să câștigați ceva aici, să demonstrați ceva acestei persoane. Treiul de cupe. Ei bine, este un triunghi amoros, o victorie într-un triunghi amoros. Poate la unii dintre voi, dacă a fost triunghi amoros, aici doriți să aveți o victorie. Ori, parcă, poate cineva este căsătorit, dacă voi sunteți căsătoriți sau ei, sau aveți pe cineva în viețile voastre, iată, numai din ambiție v-ați duce cu ei ca să îi faceți să trișeze. Deci, se pare că vă doriți o victorie într-un triunghi amoros. Adică te duci cu fostul ca să te răzbuni pe actuala sau ceva de genul ăsta. Un triunghi emoțional vă cade la fecioare și o să spui, vai, cine eu? N-aș face acest lucru niciodată. Dar uite că l-ai face. L-ai face pentru că ne apare victoria în acest triunghi în care cine este în triunghi sau a fost în triunghi? Nu la toată lumea. Dacă tu ești cu cineva și te gândești la fostul, zici, mamă, așa mă gândesc la fostul pentru că simt o mare satisfacție. Dar de ce simți această satisfacție? Deci oana simte o satisfacție aici, dar știe că nu este pe lungă durată.
și avem patru de spade. Nu există comunicare. Este o chestiune doar așa, la care te gândești tu. Dar nu există comunicare. Cred că numai în gândurile tale este această dorință. Parcă te-ai duce undeva să te distrezi, să te întâlnești, să uiți de greutățile tale sau să uiți de ceea ce se întâmplă în viața ta, doar te duce ca să evadezi cu această persoană de scurtă durată, după care îi ține și secret acest lucru. Așa, citim energiile voastre. Da, sau poate vă duce doar așa să vă bucurați de prezența persoanei, nu neapărat să faceți amor sau triunghi amoros. Chiar dacă sunt cu cineva sau sunteți cu cineva, vă gândiți că v-ați bucura să-i întâlniți pe foștii voștri iubiți, însă stați tăcuți despre acest lucru și nu faceți nimica, doar este un gând atât. Simte fostul vostru sau fosta despre o eventuală împăcare sau eventuală întâlnire cu voi. Asul de monede, ia uite ce frumos, ei ar dori să se întâlnească cu voi. Asul de monede reprezintă față în față, iată, o oportunitate în care probabil că ar aduce o răsplată sau v-ar oferi ceva. Chiar dacă sunteți într-o relație, voi sau ei v-ar oferi ceva. Însă regele de spade răsturnat, cineva se supără. Vedem aici un bărbat care nu este de acord să ofere. Ar trebui să vă ofere ceva, se gândește că v-ar putea oferi ceva. Este foarte încăpățânat acest bărbat. Dacă tu ești femeie și ai avut de face cu acest bărbat încă nu și-a revenit, este cu capul în nori și gândește totul pe dos, se pare că, probabil că dacă ați da nas în nas cu această persoană, n-ar fugi. M-ar spune bună ziua, probabil. Ar da mâna cu voi, simt că cineva ar da mâna. Însă nu s-a schimbat foarte mult acest bărbat. Dacă fosta iubire este o femeie, și v-ați întâlnit și v-au oferit ceva, se supără bărbatul ei. Se supără rău de tot, este pericol. Aici la triunghiul ăsta amoros este pericol, un bărbat face scandal. Așa spunem fictiv, dragii mei, nu spun că vă duceți acum în triunghi. Este fictiv, un bărbat ar face mare scandal. Și turnul răsturnat, pentru că este un pericol, aici ca cineva să spargă o relație. Ar sparge oare fecioara relația fostei iubiri? Se pare că ați sparge-o. Dacă s-ar mai pune problema de o eventuală împăcare, se pare că relația lor actuală le-ați sparge-o și cineva se supără acolo, că este un mare pericol. Voi sunteți un pericol pentru fostul vostru iubit sau iubită? Sunteți un mare pericol aici. Aveți grijă. Pericol adică că apăreți și îi furați pe ei. Asta mă refer cu pericol. Ce vi se opune? Fecioare, cu fosta iubire. Șasele de cupe. Cineva are copii cu altcineva? Sau poate aveți copii cu ei? Poate au copii? Sau poate aveți cu altcineva copii? Pot să fie niște copii care se opun, dar nu la toată lumea. Asta la doar câțiva. La restul dintre voi, ce vi se opune este atașamentul emoțional. Aici nu înțelegeți ce înseamnă un atașament emoțional și deveniți dintr-o dată deconectați emoțional. Deci un atașament emoțional reprezintă emoțiile noastre stabile și după o lungă durată, după ce nu mai suntem cu acea persoană, trebuie să ne stăpânim emoțiile, adică să înțelegem de ce am fost cu această persoană, că nu am fost degeaba. Sunt oameni care sunt cu cineva pe care îl iubesc și după aceea îl urăsc. Iată că nu este bine. Vedem aici cum trebuie să vă stăpâniți emoțiile, să acceptați legătura emoțională. Sunt persoane care spun, vai, sunt atașat de fostul iubit și nu mai pot, vreau să renunț, vreau să tai cordoanele, vreau să fac să dreg. Acceptați acest atașament emoțional, pentru că vi se opune, vedem. Justiția răsturnată este o nedreptate la cineva. La unii dintre voi este chiar triunghi a fost sau este sau cine știe, potențial. La alții dintre voi o altă nedreptate. Oare cui se face această nedreptate? Forța. Cineva dorește să domine, cineva nu se gândește decât la dominare și face o nedreptate altei persoane. Voi veți ști aici care este această nedreptate care se opune situației dintre voi. Poate cineva e căsătorit, are copii. Haideți să vedem ce vă poate ajuta să obțineți ce vreți sau să vă vindecați în legătură cu această relație. Patrul de cupe. Iubirea refuzată. Refuzați această iubire. Înțelegeți de ce nu se poate să se facă această iubire, de ce această iubire este un pericol, de ce este o nedreptate acolo, înțelegeți acest lucru. Judecați la rece, fecioarele. Șasele de bute, o victorie. O victorie fără iubire. Cineva are ambiție, cineva poate că a avut o ambiție în această relație.
Și-a fost doar așa de fațadă, pentru că iubire cu adevărat aici, refuzată, asul de bute răsturnat, relația intimă, probabil doar pentru o satisfacție personală a cuiva și fără iubire, relația intimă fără iubire. Ce vă poate ajuta pe voi? O relație intimă fără iubire nu sună foarte frumos aici, dar asta ne spune tarotul. Cine este într-o relație intimă fără iubire? Voi cu actualul? Voi cu fostul? Sau fostul cu actuala? Sau cu actualul? Cine știe? Numai voi știți. Hai să vedem un secret despre această relație. Ce nu știți despre această relație? Eu vă spun camizei acum. Pajul de spade, o comunicare. Niște vorbe care trebuiau spuse aici și nu s-au spus. Iată, ce ascunde pajul de spade? Un mesaj, ceva? Ceva care trebuie lămurit? Optul de cupe, în poziție dreaptă, cineva care a plecat de unde poate i-a fost bine. De ce a plecat? Că nu se știe. Secretul este faptul că cineva a plecat de undeva de unde era bine. Pentru că a plecat undeva unde i-a fost mai bine. Deci iată, cine a plecat către ceva mai bun? Dar nu a înțeles acest lucru. Vedem pe cineva care pleacă pentru că nu îi mai convine acolo. Și n-a spus. Trebuie să spuneți ce nu vă convine. Și ce vă convine? Ce nu vă convine ca să înțeleagă omul? Că la voi nu este înțeleasă treaba aici la fecioară. Este totală negură, totală confuzie. Emoțional, mental, tot. Pajul de bute răsturnat. Lipsă de comunicare totală, totală. Dezinformare. Declarații false. Când ești acolo, spune anumite lucruri, când pleacă, spune altceva. Nu v-a spus adevărul despre plecarea aceasta. Și vedem și mesaje care sunt făcute doar așa, ca să vă inducă în eroare. Ce trebuie să faceți pentru a vă vindeca? Optul de monede, să învățați această lecție precum ucenicul. Sunteți ucenici în iubire și aceasta este o lecție pentru voi. Învățați-o, fraților, ca să vă maturizați și să vă folosiți în viitorul vostru de aceste lecții. Avem regia de monede. Dacă ești femeie, foarte bine, ai ceva de învățat aici și vei fi foarte bine dacă înveți această lecție care te ajută pe tine să devii mai stăpână pe viața ta, să știi ce vrei mai bine, să ai o viață mai abundentă, mai în siguranță. Femeia, dacă ești bărbat, trebuie să oferi femeii respect, bărbatule. Învață să respecti femeia și, bineînțeles, dacă această femeie nu merită respectul tău, nu mai stai acolo. Dar nu poți să stai cu o femeie care nu o respecti. Și vedem șaptele de spade care este hoțul, cel care vine și pleacă, care obține un avantaj și s-a dus. Trebuie să înveți aici, dacă cineva dorește să te fraierească, să obține un avantaj, să vezi acest lucru. Dar dacă tu vrei să fraierești pe cineva, trebuie să mai gândești de două ori la acest lucru. Ne spune tarotul pentru fecioară. Mai departe, avem zodia balanță. Fosta iubire pentru balanță. Unde sunteți voi acum și unde este fosta voastră iubire? Balanță, vom analiza energiile curente, pentru că cu toții ne gândim uneori la fostele iubiri. Știu că nu mai vrei să fii cu acea persoană. Știu că nu te interesează ce mai face acea persoană, dar dacă tot ai aterizat aici, haide să vedem despre ce este vorba, nu-i așa? Lasă-mi și comentarii, bineînțeles, cu respect față de celelalte zodii. Spuneți povestea voastră. Dacă v-a rănit o iubire, spuneți, iubitul meu mi-a făcut așa și așa, dar nu jignim zodia, pentru că nu este corect. Balanțe. Vom întreba tarotul mai multe aspecte, să vedem unde sunteți voi, unde sunt ei, ce este de făcut ca să vă recuperați după această fostă iubire și niște lucruri ascunse, poate vom afla astăzi și, bineînțeles, ce simțiți unul față de altul. Unde sunteți voi acum? Împărăteasa, dacă sunteți femei, sunteți cu picioarele pe pământ, aveți grijă de voi, sunteți împlinită, realizată. Dacă nu sunteți realizată, veți fi realizată. Dacă sunteți bărbați, probabil că ați întâlnit o femeie, femeia vieții voastre. Dacă nu ați întâlnit această femeie, este posibil să o întâlniți. Dar vedem cum mulți dintre voi sunteți căsătoriți, aveți și copii cu alte persoane, bineînțeles, nu cu fosta iubire. Dar dacă nu sunteți, se pare că vă îndreptați către lucruri frumoase în viața voastră. Împărăteasa reprezintă progres, abundență, creștere. Troiul de spade. Cineva poartă în inima sa o rană nevindecată cu toate că
Iată, este o persoană respectabilă care nu arată acest lucru. Este secretul vostru? Oare este undeva în adâncul inimii voastre acest lucru? Cu toate acestea este secret. Deci avem șaptele demone de care mai cercetează câteodată, ca un învățăcel, această rană, pentru a înțelege, pentru a evolua de aici. Dar nu arată aceste lucruri. Persoana este respectabilă, balanța este la locul ei, la casa ei, poate muncește și acea rană undeva va trebui acolo să fie studiată. Unde sunt foștii voștri parteneri, fosta iubire, la cine te-ai gândit? Fosta iubire, 10 de cupe și ei sunt undeva bine. La fel ca și voi, dacă voi sunteți deja la casa voastră și ei probabil că sunt la casa lor, dacă nu sunt la casa lor, sunt pe cale, iată, să găsească pe cineva o relație stabilă, vedem, care ori este acum, ori va fi în viitor pentru foștii voștri iubiți. Regia de bâte, dacă ei sunt bărbați, sunt cu o femeie pasională cu care fac amor. Dacă ei sunt femei și ele sunt foarte pasionale, iată, își arată adevărata personalitate cu cineva care le înțelege. Luna răsturnată. Luna răsturnată reprezintă ieșirea din umbră. Este lumină în viața lor. Lucrurile sunt ieșite din umbră pentru ei și această femeie, iată, fie că sunt ei sau persoana cu care au de-a face, este foarte dezinvoltă, este foarte prezentă, foarte guralivă și este acceptată, vedem. Dar ea este în centrul atenției. Este fosta voastră parteneră sau este soția fostului vostru partener? Este acolo, pe prim plan, această femeie. Bun. Ce simțiți voi cu adevărat față de o eventuală împăcare fictivă, bineînțeles, cu această persoană, fosta iubire, chiar dacă sunteți la casele voastre? Uneori ne gândim la foști iubiți și ne gândim cum ar fi fost dacă. Hai să vedem. Doiul de monede. Stați pe gânduri. Puneți la îndoială. Cântăriți situația. Nu se știe niciodată dacă ar fi ceva de valoare acolo. Hai să vedem. Ce ar putea să mai fie de valoare într-o astfel de împăcare? Nu prea multe chestii. Optul de bâte răsturnat ne spune așa, aveți voi un imbold, dar când ați afla mai multe chestii, vă blocați aici. Nu există comunicare, nu prea există drumul liber între voi. Blocați total, vedem. Avem lumea, unii dintre voi sunteți la distanță, deși nu toată lumea, iar alții dintre voi sunteți deja undeva unde sunteți stabil. Deci nu are rost să lăsați vrabia din mână pe cea de pe gard, ne spune tarotul. Unde sunt ei energetic și ce simt cu adevărat față de o eventuală împăcare cu voi? Fictivă, bineînțeles, sau poate nu. Șasele de cupe, atașamentul emoțional, dragostea aceea nevinovată, pură, încă mai este în sufletul lor. V-a purtat o dragoste pură această persoană? Încă o mai poartă. Bineînțeles, nevinovata dragoste. Pajul de bute răsturnat, se pare că aici cineva a fost imatur sau că cineva poate nu dorește să-și asume anumite responsabilități. Ar fi o prostie să gândește, o nebunie chiar să mai încerce o relație cu voi, deși sunteți simpatici. Avem optul de cupe în poziție dreaptă. A fost frumos, dar s-a terminat. Fiecare merge pe drumul său. Se mai gândesc la voi? Se gândesc. Se gândesc la clipele frumoase petrecute împreună. Dacă aveți copii cu această persoană, bineînțeles că există copii care vă leagă de ei. Văd că unii dintre voi aveți copii, dar nu toată lumea. Cei care aveți copii nu pot să întoarcă spatele copiilor. Întotdeauna vor fi acolo pentru ei. Însă vedem că îi cam neglijează pe acești copii uneori și se simt vinovați. Dacă nu sunt copii la mijloc, bineînțeles, sunt ei copiii aceia care se simt vinovați, pentru că, iată, au fost foarte bine în această relație unii dintre ei și au ales să plece de acolo și consideră că a fost o nebunie. Dar ar fi o nebunie și se întoarcă. Deci este persoana care se duce, se întoarce și până la urmă trebuie să plece, pentru că acolo unde se duce este mai bine deocamdată. S-ar mai întoarce, poate, așa, doar să vadă ce mai faceți. Însă voi doriți mai mult de la viață. Nu cred că v-ar oferi ceea ce doriți voi această persoană.
Ce vi se opune în legătură cu fosta iubire? Soarele. Cei care aveți copii, bineînțeles că aici este o problemă cu copii. Copiii trebuie îngrijiți, trebuie să fie în legătură cu ambii părinți, deci cei care aveți copii împreună, probabil că mai trebuie să țineți legătura cu această persoană, poate aveți copii cu alte persoane. Cei care aveți copii cu alte persoane, iată, este un inconvenient. Sau poate ei au copii cu alte persoane și se opun acele persoane sau acei copii. Vedem niște copii la mijloc care sunt o problemă aici. Mai vedem cineva care nu dorește responsabilitate. Iarăși, un copil care dorește doar o aventură, duce acolo pentru că îi place. Da? Este ca o ciocolată care o mănâncă un copil și nu-i teamă că se îngrașă. Dar noi, oamenii mari, când mâncăm o ciocolată, suntem responsabili. Cât mănânc de această ciocolată până mă îngraș acum? Copilul nu ține cont de aceste lucruri. Deci, iată, este o problemă că cineva nu a ținut cont de anumite lucruri care v-ar fi putut aduce un prejudiciu. Imaturitate, vedem. Lipsă de griji exagerată. Cinciul de cupe. Persoana care, iată, îi pare rău. Uite, pare rău pentru aceste greșeli. Se gândește că poate ar fi putut să facă mai bine sau se simte vinovat. Patru de cupe răsturnat. O dragoste care este acceptată, dar nu pe deplin. Aici o vedem o acceptare ori din plictiseală, ori din nevoie, ori dintr-o pasiune trecătoare, ori pentru că ați fost prieteni în copilărie, unii dintre voi, uneori din prietenie, se naște această iubire și nu este necesar să se nască cei care ați fost doar prieteni, trebuia să rămâneți doar prieteni. Este o iubire acceptată care probabil că cineva se simte vinovat că a acceptat această iubire pentru că nu a reușit să-și asume responsabilitatea necesară când a acceptat-o și trebuia să rămâneți doar așa prieteni, să spune aici. Asta vi s-a opus. Ce ar trebui să faceți voi ca să vă vindecați în legătură cu acest lucru? Pasul de bute, amor în dormitor, mergeți pe drumul vostru, găsiți o persoană pasională, nimic nu vi se opune. Vi se spune, nu te mai întoarce din drum. Și dacă te întorci din drum, te mai întâlnești cu această persoană, cred că o relație de amor v-ar putea ajuta pe voi ca să vă vindecați. Bineînțeles, o absurditate, nu-i așa? Dar cine știe? Cine știe o relație de amor cu această persoană? Ce energie v-ar aduce? Numai voi știți. Pajul de monedă. Bineînțeles că ar fi o aventură, că pajul de monedă spune eu nu rămân aici. Da? Mă uit așa, fac ce fac, dar nu recunosc acest lucru. Și avem nouăle de bâte în poziție răsturnată, vedem pe cineva care totuși nu se luptă pentru această chestiune. De ce v-ar putea ajuta? Poate o pasiune trecătoare, ca să vă mai aducă puțin energie, după care fugiți încotro, vedeți fiecare. Ce nu știți secretele în această relație cu fosta iubire? Pajul de monedă. Secretele sunt că cineva a arătat o mare prietenie aici, a fi fost falsă această prietenie, a oferit așa niște promisiuni. Ia, promisiunile sunt secretele. Ce promisiuni s-au făcut? Traiul de cupe, triunghi emoțional. Persoana respectivă a mai avut și alți prieteni, dar nu amanți. Vedem prieteni cu care a comunicat sau cu care flirtau unii dintre ei sau voi. Vedem aici prietenii pe ascuns cu cineva care ar fi putut să fie ceva sau au vorbit cu alte persoane despre anumite chestiuni emoționale. Iată, o persoană care este prietenă cu toată lumea, între ghilimele. Oare ce fel de prietenii ascunse de ochii voștri au fost aici? Sau voi le-ați ascuns de ochii lor? Prietenii? Îndrăgostiți răsturnați? Cineva a flirtat cu altcineva, dar se pare că nu s-a ajuns foarte departe. O ușoară înșelătorie aici. Cineva a înșelat pe altcineva cu vorba, cu mesajul, poate. Unii dintre ei poate și cu sexul, cine știe, dar decade răsturnată relația intimă. Deci poate nu s-a ajuns până acolo, dar un flirt ceva a fost și cu alte persoane de care voi nu știți sau ei nu știu de partea voastră ce ați făcut voi. Ce trebuie să învățați din această chestiune? Pentru că orice relație ne aduce o lecție.
Balanțe, avem 5-ul de cupe, trebuie să vă vindecați, să nu mai plângeți după aceste iubiri trecute. Dacă ați plâns vreodată, bineînțeles, trebuie să vă întoarceți la 180 de grade, să treceți peste anumite orgolii, pentru că, iată, fericirea este la spatele vostru și vă așteaptă, dacă nu ați găsit-o deja. Astfel de bâte răsturnat, o relație intimă, o relație pasională nu aduce fericirea, se spune la balanță. Există și alte lucruri importante, iată, nouăle de monede, tu să fii bine. Și cu intimitate și fără intimitate, tu trebuie să fii bine respectat, da? Pentru că atunci când ai o relație bazată pe intimități și nu există alte aspecte ale vieții care să-ți aducă o satisfacție, de ce ești trist? Sau ai fost la momentul respectiv, deci balanța trebuie să te pui pe primul loc pe tine, indiferent de atracția aceasta nebună, pasională, tu trebuie să fii bine, să ai abundență în viața ta, să duci, să ai liniște, fericire. Cam asta este pentru balanță, dragii mei. Mai departe, trecem la următoarea zodie, Scorpion. Vedem pentru Scorpion ce ne spune fosta iubire. Știu că nu te interesează fosta iubire, știu că nu vrei să auzi, dar dacă ai aterizat aici întâmplător, acum ascultă și ia aminte. Lasă-ne comentarii cu respect față de celelalte zodii și față de zodia Scorpion, pentru că contează foarte mult pe canalul Camizea Mieșa de Tălmăcit, respectul față de toate persoanele. Vom analiza, Scorpionii, unde sunteți voi în legătură cu fosta iubire și unde sunt foștii voștri parteneri. Cum ar arăta o eventuală împăcare? Cum arată energiile dintre voi? Bineînțeles că nu spunem că voi veți împăca, este fictiv ce spunem aici, dar cum arată energiile despre o eventuală împăcare, dacă ar putea să fie vreodată posibilă? Și să vedem care sunt avantajele, dezavantajele și lecțiile pe care trebuie să le învățați de aici. Energia voastră, Scorpionii, unde sunteți voi acum? Patrul de cupe. O iubire refuzată nu vă mai arde de iubire. Ori dacă sunteți cu cineva, sunteți ușor plictisiți sau poate că nu sunteți satisfăcuți în inima voastră, dacă sunteți singuri, spuneți mai bine singur, dar se pare că iubirea acum nu este prioritatea voastră sau aveți deja în viața voastră anumite chestii și nu vă mai interesează iubirea. Și ce să vezi că nu te mai interesează și ai doiul de cupe? Stai liniștit că dă iubirea peste tine, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei, iubirea îți va bate la ușă. Îți bate la ușă și dacă o dai afară pe ușă, îți intră pe fereastră la Scorpion, te urmărește iubirea și tu spui nu. Vă jucați de-a face ascunțelea cu iubirea voi acum în viața voastră. Tu te ascunzi și iubirea te va găsi. Și bineînțeles că cinciul de cupe, ești un mofturos, nu-ți convine ceva. Deci oricineva te iubește, ori tu iubești pe cineva și nu-ți convine, ești trist, ești pesimist. Pune mâna și deschide ochii pe iubire, care-i treaba? Sau te mai gândești la fostul sau la fosta? Ia să vedem. Unde este fosta iubire la Scorpion în acest moment? Treiul de cupe. Se concentrează pe muncă, pe proiecte, pe ceva care aduce niște resurse materiale, ori la jobul său, ori în afacerea sau ori învață ceva pentru viitorul său. Este într-un parteneriat ceva, lucrează, este student. Nouăle de cupe, este singur, se simte foarte bine. Dacă este în relație cu cineva, iată, se preocupă de anumite aspecte personale, cum ar fi proiecte pentru bani, pentru a crea relații de joburi, poate au niște talente, poate fac ceva pe cont propriu aceste persoane și îi vedem că nu se preocupă de altceva și de dragoste nici de acum, se simt foarte bine cu munca lor ei acum. 10 de cupe, wow! Se îndreaptă către stabilitate, se îndreaptă către o relație care să fie ceva de viitor, dar nu sunt încă hotărâți. Deci se îndreaptă către bine, foștii voștri parteneri, vedem la Scorpion. Ce simți tu, Scorpionule, despre o eventuală întâlnire cu această persoană sau împăcare? Ce ai face oare? Dacă ai avea această oportunitate, fictiv vorbind, știm că nu doriți acest lucru, dar energiile le citim în felul acesta. Nebunul, nu-ți mai pasă, se spune la Scorpion, și dacă mă întâlnesc și dacă îmi dă oportunitatea, am zero emoții
Cine știe? Nici nu mă interesează dacă aș da nas în nas mâine ce aș face. Chiar nu vreau să știu, spune scorpionul. Mi-e indiferent, spune scorpionul. Pajul de but a răsturnat. Dacă aveți copii cu această persoană, probabil că v-ați întâlnit cu ei pentru copii, să vorbiți despre copii. Numai cei care știți că aveți. Dacă nu aveți copii, vedem aici, este o nebunie, nu te interesează, o imaturitate, o prostie, chiar nu ai timp de acest lucru. Și mai avem regele de spade răsturnat. Regele de spade răsturnat arată un bărbat aici care nu dorește să se schimbe, care este insensibil, pe care nu-l poți convinge de nimic. Dacă tu ești femeie și ai avut de-a face cu un astfel de bărbat, n-ai ce să faci cu el pentru că nu se schimbă în legătură cu tine. Se poate schimba în legătură cu alte persoane. Să le ofere lor fericirea mult visată. Dar pentru tine nu se schimbă, din păcate, acest bărbat. Dacă ești tu bărbat, ești împotriva acestei femei, de nici nu vrei să auzi de ea dacă ești bărbat. Ai lua-o aici și ai face-o ou și cu oțet, ea îi spune anumite lucruri. Dacă ești bărbat, nici nu vrei să auzi de această persoană. Ce simte fosta iubire despre tine, scorpionule? Asul de monede. Ar da față în față cu tine, n-au nicio problemă să se arate, să dea mâna, să vorbească, să se întâlnească. Dacă se întâmplă acest lucru, fosta ta iubire este ok. Iată, n-are nicio problemă cu tine. Temperanța în poziție răsturnată ne arată, cred că ne-a mai căzut la o altă zi de absolut aceeași energie. Ne arată un echilibru care se strică pentru ei totuși, dacă dă nas în nas cu tine, dar nu ți va arăta acest lucru. Îți va arăta că sunt perfect ok. Și mai avem 10 de monede. Dacă aveți copii cu acești bărbați sau ceva, văd că ei aduc o abundență copiilor, familiei, ar fi dispuși să vă aducă poate niște resurse materiale. Dacă ar da nas în nas cu voi, ori este ceva la locul de muncă care faceți împreună, poate un proiect, ceva, vedem niște bani care ar putea să intre. Iată, pe chestiuni de bani și de afaceri, sau pe chestiuni care au de-a face cu banii în casa voastră, dacă ați avut copii sau aveți copii. Dacă nu, cei cu afacerile ar mai face afaceri cu voi, însă nu este un mare echilibru, nu le-ar face mare plăcere, dar probabil că există un beneficiu în afaceri, cine știe, la unii dintre voi. Dacă nu e vorba de afaceri sau de muncă, pur și simplu le-ar plăcea să vă facă o vizită sau să le faceți o vizită, vedem casa cuiva. Dar acolo nu s-ar întâmpla mare lucru, doar așa ca să vă arate și să vă arate că este zen. Ce vi se opune acestei relații sau ce vi s-a opus ucenicul? Cineva a trebuit să învețe mai mult, nu a fost la nivelul celelalte persoane. Vedem un personaj care poate nu a dorit să învețe sau a învățat mai greu. Cinciul de bâte, o poziție foarte mare, încălcitură de energie. Cineva nu s-a ridicat la acest nivel, a fost criticat, nu și-a găsit locul, nu a simțit că aparține. Cine nu a simțit că aparține? Tu sau cealaltă persoană? Că nu poate să facă față. Dar de ce nu poate să facă față? Era prea mult pentru ei sau pentru voi? Pajul de spade răsturnat, dacă aveți copil cu această persoană, numai cei care știți că aveți, nu au dorit acest copil. Dacă, din păcate, așa îmi cade în cărți, acum nu pot să acuz pe cineva că nu a dorit un copil, dar așa îmi cade, a considerat că copilul este un inconvenient și nu a făcut față. Dacă nu aveți copii, înseamnă că această persoană nu a știut să comunice. Deci aceste cărți se citesc în mai multe feluri, da? Cei care nu aveți copii, a fost lipsă de comunicare, o mare, mare greutate în comunicare. Ce puteți face pentru a vă vindeca și a obține ceea ce doriți? Iată, avem 7 de spade, trădătorul, cel care trece prin fața voastră neobservat. Trebuie să observați când cineva trădează. Poate voi ați trădat și ați avut impresia că nu sunteți prinși. Trădătorul, hoțul, trebuie prins, trebuie confruntat. De multe ori nu spunem nimic, avem bănuiel pentru că ne este teamă că să nu pierdem pe persoana respectivă și voi ia pe dinainte altcineva. 10 de bute. În momentul în care trădătorul este confruntat, se elimină greutățile. Iată, asta vă poate ajuta pe voi în viitor. Să nu vă imaginați aici, trebuie confruntați imediat și avem dezlegarea, avem spânzuratul răsturnat,
Orice te apasă o problemă decât să stai să bănuiești și să-ți imaginezi cine știe ce mai bine discuți, mai bine spui pe față ca să te eliberezi spre tarotul, să scapi de greutate. Nu lăsa să-ți o ia pe dinainte. Oprește și spune, bă, ce cauți aici? Ce ai făcut? Mie să spui acum adevărul. Și vă eliberați. Ce nu știți în legătura cu fosta iubire? Secretul, ia să vedem. Cinciul de spade, cineva este tăios aici, inflexibil, răutăcios. Sau poate a simțit că voi sunteți răutăcios, sau poate cineva a făcut niște răutăți intenționate, neintenționate. Și zice, vai de mine, nu mi-am dat seama că nu știe că a făcut răutățile. Iată, ce nu știe, că a făcut răutate. A fost tăios cineva și nu știe. Un bărbat aici care nu știe să se conecteze emoțional, nu a fost capabil. Dacă acest bărbat cu care ai avut de-a face tu ți-a arătat un aspect din ăsta care nu l-ai înțeles la momentul respectiv, este iată că nu a știut să se conecteze emoțional și a părut brutal așa. Dar nu este vina lui, este pur și simplu nu a știut. Asta este secretul. Dacă tu ești bărbat, de ce n-ai știut să te conectezi emoțional? Măcar în al 12-lea ceas, acum să-ți dai seama de ce ai făcut acest lucru. Și asul de monede. Ar fi putut să fie foarte bine dacă cineva și-ar fi pus ambiția aici și ar fi dorit să se adapteze și să facă, dar nu cred că a dorit acest lucru. Cred că ar fi putut să fie. Dar cineva nu a dorit să se implice emoțional. A dorit să fie așa răutăcios, să fie aspru, poate a avut motivele sale. Și mai vedem în drum acum regretă persoana respectivă, dar este prea târziu, din păcate. Ce trebuie să învățați în această situație? Ca să vă vindecați, să mergeți mai departe? Poate ați făcut-o deja, avem 8-ul de cupe, vedem scorpionul care pleacă spre ceva mai bine. Trebuie să numărați bine cuvântările pe care vi le-a adus această relație, pentru că au fost și lucruri bune. Trebuie să recunoașteți lucrurile bune care au fost și veți pleca mai departe către ceva și mai bun. Am avut ceva bun și acum plec către mai bine. Dar bineînțeles că oamenii și-aduc aminte mai mult de lucrurile negative, trebuie să vă aduceți aminte de lucrurile pozitive. Îndrăgostiți și răsturnați, a fost iubire, nu a durat, dar ceva te-a atras. Deci că spui că cine ăsta, nu l-am iubit, nu l-aș mai iubi, nu-l mai vreau înapoi, nu mai mă interesează. Da, dar oare unde a fost acea iubire? Ce anume te-a făcut fericit? Recunoaște, Dumnezeu, acest lucru, că nu te-a aflat acolo. Ce vai, dar eu n-am vrut să fiu acolo. Am fost așa, pentru că a vrut mama, pentru că a vrut cineva, pentru că m-a forțat nu știu cine. Recunoaște că ai fost acolo și că dacă nu ți-a plăcut, ai plecat. A fost o experiență, vedem. Și mai avem cavalerul de monede. Rezultatul este stabilizarea. Stabilitatea în viața ta, ești acolo unde vrei tu. Dacă nu vrei să fii într-o relație, ai dreptul să pleci. Dacă nu-ți convine ceva, ai dreptul să spui. Trebuie să pui piciorul în prag, ți se spune. Acesta este rezultatul. Pune piciorul în prag, pentru că e mai bine așa, să fii în control, să fii stabil, pentru că să nu ai teamă. Da? Omul care nu știe de ce este acolo, este pentru că este teamă că va pierde controlul. Dacă tu îți asumi, sunt aici pentru că așa vreau, că l-accept așa cum este, nu mi-este teamă, dacă mi-este teamă îl confrunt, dacă îl pierd nu mi-este teamă și sunt așa cum sunt și nu mă judecă pe mine nimeni, îmi accept situația, să vezi tu că probabil vei ști și de unde vii și încotro te duci în viitorul tău. Și asta a fost pentru Scorpion, dragii mei. Mai departe, citim pentru Săgetător. Săgetătorii și fosta iubire. Unde sunteți voi și unde sunt ei acum? Vom analiza aceste energii. Bineînțeles că dacă ai aterizat aici pentru că nu te interesează de fosta iubire, probabil că te interesează, dar nu vrei să recunoști. Sau ai venit aici doar din curiozitate? Ne poți lăsa comentarii despre fosta ta iubire, Săgetătorule, dar cu respect față de această zodie și față de toate zodiile. Dacă ai avut un iubit Săgetător care te-a rănit, poți să spui ce ți-a făcut iubitul tău, sau poate din altă zodie, dar nu generalizăm că toți din acea zodie sunt la fel, pentru că nu sunt oamenii la fel. Spune-ne povestea ta. Săgetătorul, unde sunteți voi în acest moment energetic? Avem transformarea, sunteți inaccesibil emoțional. Iată, treceți printr-o transformare.
Nu sunteți conștienți că nu mai sunteți cu fosta iubire, dar nu cred că ați acceptat destul această chestiune. Iar foarte puțini dintre voi, poate 1%, se pare că această persoană cu care ați fost nu mai este în viață. Este posibil și asta la unii dintre voi, dar majoritatea dintre voi vă văd inaccesibil emoțional. Transformarea ne arată o răceală, ne arată o închidere emoțională, pentru că în voi se produce o transformare. Atunci când ne transformăm, ni se închide această conexiune cu persoanele din afara noastră, pentru că trebuie să ne ocupăm de această transformare spirituală. Săgetătorul trece printr-o trezire spirituală în acest moment. Regina de cupe în poziție răsturnată. Cui dintre voi ați întors spatele unei iubiri? Dacă sunteți femei sau dacă sunteți bărbați. Dacă sunteți femeie, se pare că probabil că nu acceptați o iubire sau nu doriți să o dați cuiva. Sau dacă sunteți bărbați, această femeie v-a dezamăgit, probabil cineva. Vă văd aici insensibil în momentul de față, parcă nu mai doriți să aveți de-a face cu iubirea. Ce este cu săgetătorul? V-am spus, vă transformați spiritual și este normal să simțiți aceste lucruri. Să avem forța, vă veți reveni în forță din această energie. Așteptați doar voi până când se termine această transformare și să vedeți cât de mult vă va fi bine și veți fi vindecați. Mult mai puternici veți fi după această transformare. Vedem la săgetător, în forță vă reveniți. Unde sunt poștii iubiți în acest moment? Cinciul de bute, energiile sunt încălcite, îmbârligate. Unde se află foștii voștri iubiți? Se bat cap în cap acolo cu ceva, în familie, la locul de muncă, sunt într-o încălcitură de energie. Patru de spade și nu doresc să scoată un cuvânt. Sunt foarte tăcuți, îi lasă pe ceilalți să se agite în jurul lor și ei stau acolo și singurița închisă. Se pare că așteaptă să scape din această încălcitură de energie, dar ei nu fac prea mult. Așteaptă ca ceilalți să ia anumite decizii. Să avem șase de bute pentru ca ei să iasă de acolo, bazma curată, învingători, să plece de acolo pe un cal, iată, și să se îndrepte către o victorie. Dar ei nu fac nimic pentru acest lucru. Se pare că se uită de la distanță la ceea ce se întâmplă în viața lor, nu doresc să se implice pentru că este o încălcitură, așa cum am spus, din care ei trebuie să iasă victorioși. Ce se întâmplă în viața lor? Ce simți tu cu adevărat despre o eventuală împăcare? Spunem eventuală împăcare pentru că, citim fictiv, bineînțeles, nu trebuie să te împaci cu această persoană, dar așa să citesc energiile, dacă mâine te-ai întâlnit cu această persoană, care ar fi reacția ta, nu-i așa? Șasele de cupe. Atașamentul emoțional, probabil, deși în momentul de față ești total închis emoțional, acolo undeva în sufletul tău ai un sentiment pentru această persoană. Pentru că atunci când ai avut un sentiment, nu poți să-l pierzi așa. Noi închidem ușa și spunem gata, nu mai este. Dar în momentul în care revedem persoana, renaște sentimentul. Iar cei care aveți copii cu această persoană, bineînțeles că sunt copiii la mijloc și pentru copii probabil că ați face niște sacrificii, însă cei care nu aveți copii, această iubire ar putea să renască în sufletul vostru ca o prietenie cel puțin. Cinciul de bâte, dar cine este îmbârligat aici? Ia să vedem că fostul vostru partener sau parteneră este îmbârligat. Este într-o situație ciudată, ori este într-un alt triunghi amoros, cine știe pe unde este și pe unde umblă. Și voi acum, dacă ați dat nasul nostru și ați vedea această încălcitură de energie, ați vedea și de voi, mi-e simpatic, dar știi că treaba nu prea mă bag aici. Ești încălcit, frate. Rău de tot sunt încălciți. Regele de spade răsturnat. Dacă este vorba despre un bărbat, nu, nu-l accepti. Pentru că iată că este negativ. Vine cu încălciturile astea după el, nu-l accepti. Dacă este femeie și tu ești bărbat, aici, dacă tu ești bărbat, ești într-o situație dificilă pentru că te văd întors pe dos, care nu poți să accepti această dragoste, că această femeie probabil că este îmbârligată, cine știe pe unde, o iubești, este simpatică, dar nu accepti. Deci, indiferent, săgetătorul nu cred că ai accepta această iubire din aceste motive, pentru că vine cu un bagaj karmic după ei a veni și nu vă convine situația lor. Și ați spune, nu, nu mă bag aici, că este pericol și nu vreau, dar ești simpatic. Ce simt ei față de voi despre o eventuală împăcare sau dacă ar da nasă în nas cu voi? Regina de cupe. Cineva aici renaște emoțiile, dragostea.
Există, iată, dragoste. Există dragoste între voi. Deși acum voi sunteți închiși dragostei, vă transformați, probabil că nu s-au încheiat aici niște legături. Există dragoste și ar renaște dacă v-ați întâlni cu această persoană. Îndrăgostiți, răsturnați, dar nu cred că s-ar produce o aventură sau ceva, pentru că este dragoste, este la un alt nivel acum, este simpatie. Însă, probabil că cineva ar dori să facă și amor, însă nu cred că ar fi o alegere foarte bună. Și pajul de monede răsturnat. Dacă aveți copii cu această persoană, iarăși, copiii aici trebuie, pentru copii s-ar face mai multe, s-ar reproșa niște chestii acestei persoane, din punct de vedere al copiilor, dar dacă nu aveți copii cu ei, cred că ar fi doar așa o renaștere a sentimentelor, dar nu cred că s-ar termina cu bine. Nu cred că ar evolua aceste sentimente. Este doar o chestiune de moment care ar renaște în voi niște acum pe lungă durată. Ce vi se opune în această chestiune sau ce vi s-a opus în relație? Temperanța, lipsă de comunicare, lipsă de calm, agitație, vedem, temperanța reprezintă energiile care sunt fluide între cei doi parteneri. Relația merge foarte ușor când este lipsă de temperanță. Se opune această temperanță, adică nu este liniște, foarte greu realizați lucrurile împreună, nu există continuitate, sunt cupluri care fac foarte mult și foarte ușor și sunt cupluri care nu reușesc să facă mai nimic. Voi ați avut multe obstacole, se vede. Șaptele de cupe din cauze emoționale, aici o bulversare emoțională, cineva nu a avut temperanță emoțională, adică a avut fluctuații și temeri în funcție de situațiile noi, temeri de atașamente emoționale. Foarte mari temeri cineva a avut, dar de ce? Avem nouăle de spade răsturnat. Nu era cazul să se streseze. Deci nu erau lucruri serioase. Se pare că cineva s-a stresat fără motiv emoțional. Poate au niște probleme emoționale care trebuie adresate, rezolvate, însă nu s-a dorit să se adreseze aceste aspecte din cauza să nu producă stres. Cineva a evitat stresul, dar iată că nu a comunicat emoțiile așa cum trebuie, ca să nu îl supere pe celălalt. Ce vă poate ajuta să obțineți ce doriți sau să obțineți liniștea în legătură cu fosta iubire, regele de cupe? Să acceptați că a fost iubire totuși. Avem regele de cupe și avem rege de cupe. Acceptați iubirea, nu omorâți iubirea asta, nu înseamnă că trebuie să se producă o relație. Acceptați sentimentele celelalte persoane. Pare că cineva n-a putut să-și spună aceste sentimente. Cavalerul de spade, cineva are o ușoară agresivitate în comunicare, nu știe să comunice, chiar nu știe să comunice. Deci că este femeie sau bărbat, înțelegeți că a fost iubire și nu a știut să o comunice. Și avem 10 de monede, cineva a avut intenții serioase aici, dar din păcate atitudinea a stricat totul. Iar această atitudine, trebuie să înțelegeți de ce. Probabil că a avut probleme personale cu emoțiile sale sau în comunicare personală. Dar intențiile au fost, însă, din păcate, și-a pierdut temperanța, vedem, cumpătul. Și comunicarea s-a produs cu ușoară agresivitate, învinovățire, critică, mai vedem aici. Ce nu știți despre această relație sau despre această persoană? Avem un cățel aici care tușește, dar nu-i nimic. Noi ne concentrăm pe această citire. Ce nu știți, iarăși, certurile. Deci această persoană are un astfel de comportament sau voi poate ați avut un comportament un pic mai agresiv în comunicare, dar bănuiesc că este cealaltă persoană din ceea ce văd aici în aceste cărți. Este o persoană care nu-și poate ține gura și se enervează foarte ușor. Nu are de-a face cu voi, așa este personalitatea respectivă. Sau uneori spune lucruri pe care le regretă sau care nu merită spuse. Și voi nu ați știut, probabil că l-ați luat personal sau v-ați supărat, v-ați simțit jigniți, dar nu trebuia să faceți acest lucru. A fost dragoste. Vorbele spuse cu nervi, cu răutate și cu agresivitate le-a spus din dragoste. Cineva, voi sau ei. Regina de bute, femeia în această relație a fost pasională. Pentru femeie a fost pasiune. A fost satisfăcută sau nu? Această pasiune nu mai voi știți, dar a fost pasiune. Poate nu știți acest lucru. Ce trebuie să învățați din această relație ca să puteți să mergeți mai departe? Sau poate ați învățat deja? Săgetătorii, pajul de spade, să comunicați. Clar, un deficient în comunicare la săgetător. Cineva care a luat personal sau a luat drept critică anumite lucruri care nu trebuia.
Diavolul, manipularea în comunicare. Iarăși, trebuie să învățați aici voi, poate uneori prin comunicare se produce această manipulare și ar trebui discutat pe față să nu acceptați anumite manipulări în comunicare sau să nu acceptați să vă domine cineva comunicare sau să vă folosească cineva, pentru că prin comunicare omul poate să-i se spele creierul. Să fiți foarte atenți la aceste lucruri. Șasele de monede în poziție răsturnată, să nu acceptați ca cineva să vă convingă. Ceva vă spune anumite lucruri și voi le credeți și vă pierdeți aici controlul, da? Deci pentru voi este foarte important în viitorul vostru să aveți control, să aflați adevărul, să spuneți adevărul și în momentul în care vedeți că cineva vă duce cu zăhărelul sau că țipă sau că se enervează, trebuie adresată situația. Că se pare că fosta voastră iubire aici, sau voi sau ei, au fost ușor agresivi în comunicare, dar de fapt a fost iubire. Și din cauza acestor probleme s-a stricat chestiunea. Deci pe viitor trebuie să învățați să comunicați mai bine cu partenerul de viață. Bun, asta a fost săgetător. Mai departe avem Zodia Capricorn, fosta iubire pentru Capricorn. Vom vedea în continuare energiile care sunt între voi și fosta voastră iubire. Știu că nu ai venit aici, pentru că nu te interesează ție, pe tine fosta iubire, dar dacă tot ai aterizat aici, haideți să vedem care-i treaba. Lăsați în comentarii cu respect, dragii mei, față de toate zodiile. Nu generalizați zodiile, să spuneți că ăștia dintr-o zodie sunt așa sau așa. Spuneți dacă ați trecut prin traume cu fostele iubiri, descrieți situația voastră, care este părerea voastră, dar cu respect față de zodie. Nu spuneți capricornii sunt așa. Spuneți fostul sau fosta mea a fost așa. Da? Capricornii, fosta iubire, vom analiza unde sunteți voi, unde sunt ei și, bineînțeles, care sunt posibilitățile între voi. Bineînțeles, nu spune nimeni că vă veți împăca, dar analizăm energiile și trebuie să învățați de aici. Capricornii, unde sunteți voi în acest moment? Avem cinciul de cupe. Sunteți ușor triști, ușor dezamăgiți în iubire, dar nu este ceva grav. De ce vă gândiți la această tristeță? Ce vă face triști și iubirea este în spatele vostru? Trebuie să treceți peste niște orgolii, peste niște încăpățânări, poate personale, ale voastre, peste niște obiceiuri, cine știe. Regia de bute, o femeie, ești tu această femeie? Ești pasională, dar de ce ești tristă? Pentru că ai o pasiune. Dacă ești bărbat, te gândești cu pasiune la o femeie și ești trist. Că această femeie este chiar ceva care îți place, cineva în viața ta, care aduce o pasiune. Ori tu ești această femeie și ai prea multă pasiune în tine și uite că ești tristă, să fii bărbat și iubești cu pasiune o femeie și ești trist. La femeia este pasională. A, cinciul de monede, uite că este pasiune și că îți lipsește pasiunea acestei femei. Sau ție, dacă ești femeie, îți lipsește pasiunea, n-ai cu cine să o împărtășești. Este vorba aici de lipsă de pasiune, dar este. Adică, hai să vă fac să înțelegeți. Deci pasiunea există, dar nu este împărtășită. Vedem, da? Cineva se simte parcă își pierde, zice, bă, ce fac cu această pasiune? O pierd aici, pierd energia. De ce nu o folosești? Că ești trist. Ceva se întâmplă în viața ta. Poate este o iubire undeva care nu poți să o ai. Poate iubești pe cineva care nu e disponibil. Oricum, în tine există foc aici. Ai putea să faci niște schimbări ca să-ți fie bine? Ai putea. Dar uite că acum ești trist. Hai să vedem mai departe. Unde este fosta iubire? Energia fostă iubire. Asul de spade face ordine și disciplină în viața sa. Este vorba despre niște decizii care se iau pentru această persoană. Este vorba despre o luciditate. Totul trebuie făcut foarte bine programat, minuțios, analizat în viața acestei persoane. Este vorba de niște acțiuni aici pe care trebuie să le facă, dar trebuie gândite foarte mult. Deci este multă activitate mentală ce rămâne în viața acestei persoane, ce se elimină, încotro se duce. Deci acum este vorba ca ei să facă niște hotărâri importante în viața lor, aceste persoane. Fosta iubire dorește să-ți găsească drumul și analizează mental. Ideile sale sunt foarte bune, însă este și foarte puternic mental. Fie că este bărbat sau femeie, avem forța, wow, sunt în forță, iată, se grăbesc să rezolve aceste lucruri, pentru că în viața lor se vor produce niște schimbări, dar trebuie să ia și niște hotărâri aici și le vor lua în mare forță.
iar pe ei nu influențează nimeni, iau singuri aceste hotărâri, ei le iau. Traiul de cupen, triunghi amoros la unii, păi trebuie să taie macaroane dacă e triunghi amoros, că nu-l vor accepta, acest triunghi amoros. Asta numai cine sunt în triunghi amoros, nu toată lumea. Cazuri izolate, dacă e vorba de un triunghi, poate cine știe, cu voi, poate cu altcineva, nu acceptă triunghiurile persoana respectivă. Văd că ei, o, dacă nu e vorba de triunghi amoros, că nu este obligatoriu, văd că ei trebuie să taie pe cineva din anturajul lor care nu este ce trebuie acolo și care parcă nu ar dori să fie cu răutate față de acele persoane, dar sunt persoane în jurul lor aici care trebuie puse la punct. Deci ei, în momentul acesta, își pun la punct anturajul pentru a se face ei mai puternici. Ce simți tu cu adevărat despre o eventuală împăcare sau dacă dai nas în nas cu această persoană? Poate te întâlnești întâmplător sau poate e intenționat. Ce simți tu despre o eventuală împăcare? Nu spunem că vă împăcați, dragii mei, dar citim energiile ca să vedem ce simțiți față de această persoană. Zecele de bâte, o mare greutate vă aduce. Iată, povară. Simțiți așa, cade casa pe voi, cum se spune. Bă, cade cerul pe mine când mă gândesc la această persoană. Așa simțiți. Treiul de bâte, parcă doriți să vă uitați în altă direcție, să întoarceți spatele, să vă vedeți de ale voastre și de drumul vostru. Și avem șasele de bâte, sunteți orgolioși, sunteți importanți, sunteți victorioși și nu doriți aici să vă faceți greutăți. Vedem un capricorn care este mândru de ceea ce este, de direcția în care se îndreaptă și nu cred că ar dori neapărat să-și pună niște greutăți inutile pe spatele său. Dacă persoana vine cu ușurință și cu deschidere și așa, este posibil. Vedem, capricornul îi place victoria. Este mândru de ceea ce este, nu se compromite. Se uită în drumul său și dacă tu ești o greutate sau dacă ești o inconveniență, nu te va accepta. Sau va trece peste imediat. Ce simte fosta iubire despre o eventuală împăcare cu capricornul? Sau dacă dă față în față cu tine? Cavalerul de bâte, wow, pasiune! Ăștia ar alerga direct în brațele tale pentru pasiune. Se ridică pasiunea în ei dacă te văd întâmplător sau neîntâmplător. Și mâine ar veni la tine. De ce? Pentru o partidă de amor și tu ai acceptat doar ca să ai victorie și după aceea ți s-ar părea o greutate. Dar asta numai cine știți că doriți așa ceva, este o ficțiune, dragii mei. Vedem că fosta voastră iubire simte pasiune pentru voi. Regina de cupe răsturnată, dacă fosta ta iubire este o femeie, vedem, dacă tu ești bărbat și te gândești la această femeie, această femeie, totuși, pentru pasiune, dar emoțional, este rănită. Pasional i-ar plăcea, dar emoțional trebuie să faci tu niște schimbări. Dacă tu ești femeie, iată, fosta ta iubire ar veni pentru pasiune, dar emoțional nu te-ar mulțumi. Deci vedem o femeie nemulțumită. E că această femeie ești tu, capricoarnă, cealaltă persoană are pasiune pentru tine, dar cam atât. Nu te va satisface emoțional, te va satisface pasional. Sau dacă tu ai de-a face cu această femeie, iarăși este pasiunea din ea, dar emoțional este rănită. Deci, indiferent cum o luăm, în ce direcție, ce ești bărbat sau femeie, vedem o femeie aici care din pasiune ar veni, sau un bărbat care din pasiune ar veni, dar vedem o femeie care totuși dorește mai mult decât o pasiune trecătoare. Își dorește sentimente, conexiune emoțională, pe termen lung și acest lucru nu se poate. Sau cineva nu este disponibil. Mai vedem ce este cu această pasiune a fostei voastre iubiri. Luna, în poziție răsturnată, ne cad de la foarte multe persoane aceste. Ne cad foarte mult aceste energii similare la zodii. Luna răsturnată reprezintă ieșirea din umbră, reprezintă totul pe față. Și ca să venim la o chestiune, să se producă aici o reunificare, trebuie lucrurile date pe față. Că o femeie nu mai acceptă. O femeie dorește foarte, foarte multă implicare emoțională sau poate că este vorba aici de o femeie care nu este vindecată. Cine știe de ce ați făcut acestei sau ce v-a făcut cineva vouă dacă voi sunteți această femeie? Voi sunteți această femeie și poate nu sunteți vindecată și
Îl vedeți pe acest bărbat, parcă tot așa spuneți că vă trezește o pasiune în voi și nevindecată cum sunteți. Este o mare greutate pe voi, să știți, dacă sunteți femeie. Și dacă sunteți bărbați, sunteți ambițios. Ce vi se opune sau ce vi s-a opus în această relație? Încăpățânarea, forța. Cine pe cine domină? Cine pe cine conduce? Eu sunt la putere. Ba, eu sunt la putere. Nu mă conduci tu pe mine, dar nici tu pe mine. Forța. Optul de spade. Cineva care nu a văzut dincolo de acești ochelari de cap. A privit într-o singură direcție și nu a văzut alte oportunități care au trecut. Optul de bâte. Blocajele pe care nu ați văzut voi sau cealaltă persoană din ambiție. Ca să nu se lasă condus de cealaltă persoană, cineva a spus eu nu permit să mă conducă cineva și a pierdut oportunități că trebuia să se lase condus pentru că acea persoană nu a văzut pe unde să o ia. Dacă celălalt i-a spus, hai bă să o luăm pe aici, să facem cu tare și cu tare, a zis că eu nu mă las manipulat, nu mă las să-mi spui tu ce să fac, dar dacă eu nu văd când să o iau. Cea persoană trebuia să asculte, dar n-a ascultat. Cine n-a ascultat? Tu sau cealaltă persoană? N-a vrut să asculte sau n-ai vrut să asculți? Ce vă poate ajuta aici să vă deblocați? Regele de cupe, un bărbat care trebuie să se implice emoțional sau să-și asume emoțiile sale, iată, această femeie a rămas nesatisfăcută emoțional. Acest bărbat trebuie să fie un pic mai atent, să-și exprime emoțiile. Pasiunea este, dar știți cum e? Omul nu reușește să comunice niște emoții. Acest bărbat a avut niște emoții fluctuante. Când este foarte așa, când este foarte așa. Și femeia acum a rămas că nu mai știe ce se întâmplă, n-a mai știut ce să creadă. Pasiunea a fost, dar un bărbat cu posibilități emoționale care nu a reușit aici să-și exprime. Dacă ești bărbat, tu trebuie să-ți exprimi emoțiile tale, așa cum sunt ele, la superlativ, că ești capabil. Dacă ești femeie, trebuie să-l înțelegi pe acest bărbat, să-i înțelegi emoțiile, de ce face anumite lucruri, de ce e trist, de ce e că noi trebuie să ghicim emoțiile bărbaților. Așa trebuie să faci și tu, capricornă. Vedem aici cineva trist fără motiv. Iată, niște lucruri emoționale care ar fi putut să fie rezolvate. Trebuie rezolvate acest, dacă vezi partenerul tău că este trist. În loc să încerci să-l satisfaci așa, întreabă-l, mă, comunică. De ce ești trist? Care-i treaba? Trebuie să se înțeleagă emoțional persoanele. Și doiul de monede de răsturnat, trebuie să cântărim situația de ambele părți, nu numai de o singură parte. Da? Ca să nu fim triști fără motiv. Lasă-l și pe celălalt să spună cuvântul, cere-i părerea, întreabă-l cum se simte. Ca să rezolvi situația în viitor, iată ce trebuie să faci. Cer părerea emoțională a celelalte persoane și să-i faci să se deschidă emoțional, să-i asculți, să-i ajuți, poate, fie că sunteți femei sau bărbați. Ce nu știți despre această relație, lucrurile ascunse, care nu mai sunt ascunse, că vi le spune camizea acum, lucrurile ascunse. Cade luna, ia uite, și la foarte multe zodii îmi cad pe lucrurile ascunse secrete, deci nu vor să iasă la iveală aceste secrete. Lucrurile ascunse sunt ținute cu lacăt închise acolo, pentru că nu se doresc să iasă la iveală nici măcar aici. Deci lucrurile ascunse, ce nu știți, sunt niște secrete foarte mari. Pajul de bâte răsunat. Ori e vorba de un copil la cineva, poate a dorit un copil, poate are un copil cu altcineva, dar foarte puțin poate să fie un copil sau poate că a fost cineva însărcinat aici și a renunțat la un copil sau n-a știut. Este un secret aici, că nu se va ști niciodată, cineva a fost însărcinat. Dar mă rog, asta nu știți, acum vă spun eu, este o previziune aici, nu putem să știm 100% că cineva a fost însărcinat, dar mai există aici și o altă variantă, că cineva nu a dorit să facă copii. Opa, cineva chiar nu a dorit să facă copii? Și dacă a făcut copii acum, care-i treaba? Dar nu a dorit, vedem. Pajul de spadă răsturnat. Clar, cineva nu a dorit copii aici. Dacă nu a fost vorba despre copii, este vorba despre o anumită manipulare în comunicare în care cineva a considerat că el este mai șmecher și că cealaltă persoană poate să fie prostită. Iată că v-am dat mai multe variante. Acesta a fost secretul. Rezultatul. Cum trebuie tu să te vindești, să pleci mai departe? Pentru că orice relație în viață te învață ceva. Ce ai de învățat de aici? Capricornule, treiul de monede. Să negociezi un pic mai mult, să fii un pic mai deschis, să arăți calitățile tale mai degrabă decât defectele și să recunoști calitățile celelalte persoane.
Iar la unii dintre voi puteți să faceți afaceri. Mă rog, asta cine știți că sunteți cu afacerile, mai vedem și o posibilitate de afaceri. Să nu amestecați afacerile cu iubirea, mi se spune. Afaceri e afaceri, relația de iubire e relația de iubire. Dar mai vedem persoane care trebuie să fie un parteneriat. Ca și orice relație, dar suntem aici într-un parteneriat total. Trebuie să comunicăm și trebuie să colaborăm fiecare cu ceea ce are mai bun de adus. Regele de spade răsturnat, ne arată un bărbat aici care, dacă ești tu acest bărbat, iată că trebuie să înveți să colaborezi cu cealaltă persoană, pentru că te văd un pic încăpățânat, parcă numai tu ai dreptate, parcă tu trebuie să fii ascultat, trebuie să asculți și partea cealaltă. Dacă tu ești femeie, trebuie să înveți să ai de-a face cu bărbați dificili. Iată cum trebuie să înveți. Acum, domnule, să am de-a face cu bărbați dificili, o să spună Capricoana. Ce mă înveți tu aici pe mine, băi, Camizea? Trebuie să înveți să fii un pic mai flexibilă, mai înțelegătoare, că nu este niciun bărbat prea dificil dacă știi cum să-l iei spre tarotul. Și mai vedem la voi, judecata de apoi reprezintă judecata finală. Să nu judeci lucrurile după copertă, pentru că trebuie să le judeci un pic mai în adâncime ca să afli adevărul. Adevărul întotdeauna poate să iasă la iveală și o judecată finală te va duce pe tine la un răspuns corect. O judecată superficială, bineînțeles, că nu va spune niciodată adevărul. Deci, introspecția este foarte importantă pentru Capricorn. Asta a fost citirea la Capricorn. Trecem la următoarea zodie. Vărsătorii. Dacă vă întrebați unde sunt peștii, peștii am citit primii, că eu așa citesc peștii, citesc primii. Urmează vărsătorii. Cățelul nostru aici tușește, dar nu nimic. Voi vă concentrați pe această citire. Vărsătorii, fosta iubire. Vom vedea unde sunteți voi acum și unde sunt ei, care sunt energiile dintre voi, ce s-ar mai putea întâmpla, dacă cine știe, fictiv, bineînțeles. Și ce trebuie să învățați de aici? Fosta iubire la vărsător. Vă invit să lăsați comentarii cu respect. Nu jigniți zodiile. Dacă foștii voștri iubiți au fost dintr-o anumită zodie, povestiți-ne. Spuneți comentarii despre ce v-au făcut acești iubiți, dar nu generalizați că ăștia din zodia asta sunt așa. Nu. Fosta mea iubire a fost așa. Așa e mai corect, da? Sunt multe persoane într-o zodie și nu putem să caracterizăm așa. Vărsătorii, fosta iubire, dacă ai aterizat aici pentru că nu te interesează de fosta iubire și ai aterizat întâmplător, poate cine știe că te interesează puțin, așa, doar așa, puțin. Hai să vedem. Unde sunteți voi acum, vărsătorii, în viața voastră? Inima rănită. Încă mai aveți niște traume emoționale care nu le-ați băgat în seamă și care uneori ies la iveală. Și vă puneți întrebare de ce sunt trist, ce se întâmplă cu mine. Haideți să vedem. De ce vărsătorul uneori este trist? Sau uneori se gândește așa, la niște emoții negative. Pajul de bâte. Vă treziți voi din aceste chestiuni și probabil că încet încet a fost o imaturitate. Poate pentru voi trebuie să vă maturizați. Vedem cum uneori vă pasă, uneori nu vă pasă. Există o fluctuație de sentimente aici care trebuie adresată la vărsător. Dar mai vedem cum aveți optimism și faptul că ați fost răniți, poate că lăsați la spate undeva, nu-i nimic, am fost, acum merg înainte ca să vă care treaba. Dar aveți inima închisă, doiul de spade ne arată că există o îndoială în inima voastră. Poate ar trebui să vă uitați acolo în inima voastră și să vedeți ce se întâmplă. Este o chestiune pe care nu o băgați în seamă, dar care uneori vă deranjează emoțională. Trebuie să vedeți, să vă analizați inima ca să înțelegeți ce se întâmplă. Există o rană nevindecată, dar există speranță foarte mare pentru vărsător, bineînțeles. Unde sunt foștii voștri iubiți în acest moment în comparație cu voi? Ia să vedem. 10 de cupe. Fosta iubire se pare că și-a găsit oarecum fericirea. Este o fericire de fațadă, este o fericire de lungă durată. La fiecare va fi ceva diferit. Și dacă este de fațadă, ei se cred fericiți în acest moment. Probabil că sunt cu cineva sau vor fi cu cineva. Pe când voi preferați să fiți singuri, chiar dacă sunteți într-o relație, aveți o problemă emoțională, vedem. Foștii voștri iubiți, 8-ul de monede, ne arată cum nu doresc să facă mare tamtam despre viața lor. Sunt persoane private, parcă țin ceva în ascuns, dar
Unii dintre ei, nu toată lumea, au o relație online, pe internet, vedem cu cineva, vorbesc despre dragoste, dacă nu sunt în relație. Și Luna, clar, cineva vorbește la distanță sau pe internet despre dragoste sau își face planuri despre dragoste, dar aceste planuri deocamdată nu sunt duse la îndeplinire. Sunt doar ceva așa, o imaginație, niște planuri de viitor. Este posibil să fie într-o fericire fictivă în momentul acesta, dar important este că ei se cred fericiți. Ce simțiți voi în legătură cu o împăcare fictivă? Sau dacă dați nas în nas cu această persoană, sau dacă vă caută mâine, cine știe ce se va întâmpla? Ce simțiți voi în legătură cu acest lucru? Roata norocului nu se știe niciodată. Roata norocului sunt schimbările neașteptate care pot să vină în orice moment. Roata norocului, oportunistul. Dacă mă caută persoana, cine știe ce o să fac? Nu știu nici eu, spune vărsătorul. Poate, poate. Ia să vedem. Optul de bâte. Ați comunica. Dacă vă caută, ați comunica, vedem, dar nu cu un scop anume. Lucrurile se pot schimba în orice moment. Nebunul. Bineînțeles că nu v-ați face niciun plan de viitor. Ați comunica pur și simplu din curiozitate. Vedeți ce mai face. Dacă ați dat nas în nas cu ei pe stradă, ați dat mâna, v-ați îmbrățișat și după aceea ați plecat în drumul vostru. Deci se pare că nu sunteți foarte interesați, dar dacă șansa vă aduce în cale această posibilitate, o să vă uitați așa la ea și o să spuneți deocamdată nu-mi fac nicio speranță, dar bună ziua, ce mai faci? Ce-ar face fosta iubire dacă ar da nas în nas cu voi? Sau dacă ar comunica? Ia să vedem. Regina de monede. Cineva aici dorește să aducă o mulțumire. Regina de monede este persoana darnică, care ocrotește, care ajută, care este stabilă. Dacă tu ești bărbat, această persoană, iată, te-ar trata aici cu respect. Această femeie ți-ar arăta că este o femeie care nu este supărată, poate este la casa ei, ți-ar oferi o binecuvântare această femeie, poate chiar un dar, poate chiar o vorbă frumoasă, s-ar purta foarte frumos. Dacă tu ești femeie, te-ai întâlnit cu fosta iubire, se pare că acest bărbat te respecta și el foarte mult. De un respect aici care vine de la fosta iubire și o valoare care o recunoaște această persoană. Sau tu recunoști o valoare în ei sau ei recunosc o valoare în tine. Mai departe. Ermitul, o persoană evoluată, deși nu ar mai dori să facă o relație, totuși ar dori să păstreze o legătură. Cu respect vedem și apreciere. Optul de spade în poziție răsturnată ne arată o persoană care se deschide mental, care evoluează și care privește viața cu totul altfel. Această persoană și-ar da nas în nas cu voi, voi v-ați fi foarte surprinși aici, nu ați spune, nu v-ați bucura, ci veți vedea o persoană foarte schimbată de partea cealaltă, evoluat, matur, cu altă gândire, cu alt aspect fizic. Pe picioarele lor foarte mult. Ce vi s-a opus sau ce vi se opune în această relație? Optul de monede. Persoana care nu a avut capacitatea să facă foarte mult, a rămas blocat la început de drum. Ucenicul care nu reușește să depășească acest stadiu al ucenicului. Cineva a rămas la un stadiu incipient. Probabil că trebuia să se acorde mai mult timp, alte oportunități ca să se poată realiza ceva în această relație și nu a fost cazul. Treiul de bâte răsturnat, corăbiile nu s-au întors de pe mare, cineva și-a pus speranțe care nu au fost puse la îndeplinire, care nu s-a lucrat foarte mult pe ele. Și șasele de bâte răsturnat, o înfrângere, dar este o înfrângere temporară. A fost un fiasco această relație. Probabil că trebuia să se acorde mai multă atenție, mai multă șansă, mai mult timp, bineînțeles. Ce vă poate ajuta aici, în această chestiune? Luna. Luna sunt totuși lucrurile ascunse, umbra. Cred că nu trebuie să intrați foarte mult într-o introspecție cu această persoană sau să intrați foarte mult în viața lor. Luna reprezintă o perioadă în care suntem visători, în visurile noastre. Mai reprezintă o perioadă de tatonare. Trebuie acordat timp, nu trebuie să se grăbească cineva. Timpul își spune cuvântul. Lucrurile care
care sunt în umbră, cum este noaptea, de exemplu, când este luna pe cer, ies la iveală dimineața când răsare soarele. Într-o situație grea, în care nu vezi ieșirea sau nu vezi drumul, ai răbdare să iasă soarele, să iasă lumina pentru a lua anumite hotărâri. Se pare că hotărârile în această relație au fost luate pe pripite. Nu s-a acordat timp. Așa cum vă spuneam, dacă nu văd o situație, trebuie să încep să aduc lumina, adică să comunic, să aflu mai mult despre sentimentele celelalte persoane. Dacă persoana nu dorește să comunice și te ține în umbră, iată, te ține în întuneric, atunci n-ai cu cine. Dar văd că în momentul de față această persoană cu care a avut de-a face s-a schimbat foarte mult și poate să comunice. Deci, totuși, luna aici ne arată că a fost o lipsă de comunicare pentru voi. Și ce ați putea să faceți este să aduceți în lumină mai mult în viitorul vostru, în alte relații. Atunci când vedeți că este întuneric, omul știe cum este, intră în panică și vine să-mi spună, domnule, cineva că nu înțeleg această persoană, nu înțeleg de ce. Adică nu înțelegi că te ține în umbră. Ai înțeles acum, da? Doiul de monede. Negocierea. Iată. Dacă nu înțelegi despre ce este vorba, negociază, ți se spune. Ascultă și latura cealaltă. Pune întrebări persoanei. Dar mi-e teamă să întreb, că dacă o să spune ceva. Trebuie să ai curaj. Aduci în lumină lucrurile ascunse, ți se spune. Regele de monede răsturnat. Când cineva nu dorește să se implice, nu se va implica. Trebuie să înțelegi acest lucru. Nu putem forța, trebuie să acceptăm reacțiile și alegerile celorlalte persoane. Vedem un rege de monede care necesită aici foarte multă maturitate. Îi se cere foarte mult acestei persoane. Când cereți foarte mult celuilalt și celălalt nu poate să ducă la îndeplinire, trebuie să negociați și trebuie să acordați timp. Dacă până la urmă nu dorește să se implice, este altceva, dar aici trebuie așteptările să fie graduale. Adică întâlnesc pe cineva și acum am așteptare să mă căsătoresc, să fac copii. Așa sunt anumite persoane. Probabil că această persoană sau voi ați fi putut să aveți mai mult în această relație dacă se acorda mai mult timp și dacă puneați mai multă energie, vedem. Să nu știți secretele acestei relații, care nu o să mai fie secrete dacă le dăm noi pe față astăzi. Pajul de cupe. Cineva a fost imatur și nu a fost pregătit să investească foarte mult emoțional, din păcate, sau nu a știut. Iarăși. N-a știut. Tu sau cealaltă persoană? Cine n-a știut? Se pare că bărbatul, împăratul răsturnat, bărbatul nu a fost capabil să ofere sau bărbatul nu a avut încredere să ofere. Dacă femeia a fost imatură, bărbatul nu a avut încredere. Dacă bărbatul a fost imatur, n-a știut. 10 de cupe, fericirea, așteptările. Iată, s-a cerut prea mult de la o persoană imatură, din păcate, care nu a fost pregătită. Și se pare că acum persoana este pregătită, dar este cu altcineva sau va fi cu altcineva, că nu mai este cu voi. Deci persoana de la care s-a avut aceste așteptări nu a fost pregătit, trebuia să îi se acorde mai mult timp. Fie că este bărbat sau femeie. Rezultatul, vărsătorii. Ce trebuie să luați de aici? Lecția pe care trebuie să o învățați ca să vă fie bine de acum încolo. Împăratul, responsabilitățile le vor lua persoanele în cauză atunci când vor fi pregătite. La fel ne cade din nou împăratul. Împăratul reprezintă, bărbatul reprezintă conducătorul, dar poate să fie și femeia. Dacă ești femeie, așteptările tale de la un bărbat. Dacă ești bărbat, momentul în care tu trebuie să pui piciorul în prag și iată să te implici aici cu totul. Da? Deci vedem că persoana o va face atunci când este pregătit, trebuie să înțelegi acest lucru, trebuie să cercetezi acest lucru. Regina de bută răsturnat, vedem o femeie iar nerăbdătoare. Dacă tu ești femeie și ești ușor nerăbdătoare sau nesatisfăcută, trebuie să analizezi mai bine bărbatul cu care ești în relație, să-i vezi calitățile, să-i vezi potențialul. Multe femei rămân alături de bărbați care știu că nu pot să facă treabă cu ei, dar rămân cu ei așa, cine știe din ce motive. Și această femeie, dacă nu este mulțumită, dacă tu ești femeie și nu ești mulțumită, analizează bărbatul de lângă tine, vezi, merită să rămâni sau nu merită să rămâni. Pentru că vei rămâne și vei rămâne pe din afară până la urmă și nemulțumită. Dacă ești bărbat, trebuie să te gândești în ce femeie investești. Merită această femeie, voi investi în ea. Trebuie să știi cu cine ai de-a face, și femeie și bărbat. Trebuie să știi cu ce ai de-a face. Și altfel îți este când cunoști persoana. Și vedem nouăle de cupe. Și cu și fără o persoană lângă tine trebuie să fii fericit. Găsește-ți fericirea în singurătate, ți se spune.
Ca tu să-l înțelegi pe celălalt, trebuie să te înțelegi mai întâi pe tine. Aceasta a fost tălmăcirea la vărsător, dragii mei. Dacă vă întrebați unde sunt peștii, i-am citit prin ei. Mergeți și căutați-i la început. Vă pup, la revedere!